Ia să-l vedem cât e de bucuros. Sunteți curioși ce este în cutie? Dar încă nu veți afla. Scrieți și voi în comentarii ce credeți că se află în acea cutie. Avem parte de drum întins. Suntem acum deasupra Dunării pe Bac. Deschid singur coletul. Ce-am mai găsit? Wow. Accident, doar ce l-a tras din boscheți. Am ajuns. Wow, ce faină e recepția. Arată bine. Nu-i cu bani? Mâncărică de oră târzie. Să văd cam ce găsim pe aici. Salut! Bagajele sunt aproape gata. Suntem super obosiți pentru că suntem în întârziere. Așa că să ne grăbim bagajele în mașină și ne vedem direct la clinică. Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog! Începem dimineața în forță, am făcut bagaje! Ne-am pregătit și plecăm la drum, un drum foarte lung, dar înainte de asta mergem la analize! La analize atunci! Tati, ești bine? Transpirat, bine transpirat! Obosit? Și obosit! Ți-ai luat un energizant? Natural! Natural, super! Drum bun să avem! Doamne ajută! Grăbește-te că se închid recoltările! Mai sunt doar 16 minute. Ajungem? Ajungem! Hai! Gata, ajungem, acolo trebuie să ajung. Cu centura de acum, intrăm în parcare. Mă dau repede jos și fug la analize. Repede, repede, că venim și noi! Din mers așa, nu tati? Din mers, gata, e oprit, da? Triana n-a vrut să rămână cu fetele în mașină. De ce vrei, nu vrei să rămâi în mașină? Ei cum, mama? Hai, mama. Gata, mami? Gata! Am o bulină, am o bulină. Și acum, la drum către mare! Nu știu ce vreme o să prindem, e frig la noi, dar sperăm să avem noroc. Hai, gașcă! Da, da. Cât? În centuri, mâncărică! Pentru că dimineața fetele nu au mai reușit să mănânce. A fost somnul prea dulce. Să ne punem centurile și să ne continuăm călătoria chiar până acum, la primul popas. În 5 minute. Gata, am ajuns. Tati face comenzi peste comenzi online, aleargă după curieri pentru că nu ajung niciodată la timp, în sensul că la timpul în care vrea el. Și-a venit, nu e el? Nu e el, e băiatul de mai în față. Și așa ne grăbeam. Da. Să mai prindem cazarea. Tati, problema e alta. Am promis că luăm prietenii de la aeroport. Le-am zis să vină cu avionul, că-i luăm noi cu Duba. Cred că ajungem după ei. Nu știi cum e drumul. Și măcar știu că au urcat în avion și drum întins. O oră, noi o oră facem. Și deja suntem în întârziere. Curierul! Ce i-a venit? Ce e aia? Deci ce o fi namila aia? Acum imunează coletul și ia să-l vedem cât e de bucuros! Nu mai bine faceți voi unboxing? Să vă văd! Spor la treabă, la deschis, la despachetat! Și acum, tati, putem merge în Bulgaria! Gata, putem merge! Totul e pregătit! Primul popas e cu alimentare! Am hotărât ca de acum să avem o rezervă de motorină, că nu se știe prin ce locuri ajungem. În Bulgaria stațiile Peco sunt destul de rare și noi nu le cunoaștem locurile, așa că mai bine să venim la noi. Mai bine. Hai, ne continuăm călătoria, așa că haideți cu noi! Am ajuns! Am ajuns! Și mama ne așteaptă! Iată pe mama! Am ajuns la Brăila! Salut, mama! Gata. Noi ne continuăm drumul, pa mama! Mara nu a coborât de sus, s-a dus la toaletă și văd că nu mai vine. Plecăm fără ea, fetelor? Nu! Nu, așa ne-a spus. O lăsăm la bunica? Da. Să-i facem o surpriză? Lectură, hai! Briana pe scăunel. Acolo-i scăunelul. Salut! Telefonul! Salut și la revedere! Pa! Pa!
Noi mai avem 300 și ceva de kilometri. Aproape 400. Plus vama. Fetelor, dar în spate ce vreți să faceți? Ce se întâmplă acolo? Fetelor, mai aveți un pic de răbdare. Eu încă nu sunt în spate cu voi. Teodora deja a deschis. Deja a deschis, Teo? Vreau și eu să văd ce e cutie. Sincer, eu nu mai știu ce am comandat. Mami, hai să ne oprim să deschidem cutia. Nici gând, deja ajungem cu foarte mare întârziere. Nu o deschidem acum. Mai avem puțină răbdare. Nu! Voi sunteți curioși ce este în cutie? Lăsați-ne în comentarii dacă și voi vreți să știți ce e în cutia aceea neagră cu banda aceea de stop pe ea. E un desen cu tel de bucătărie pe cutie. Vrea Mara să devină bucătar. Or fi ustensile de bucătărie. Dar încă nu veți afla. Scrieți și voi în comentarii ce credeți că se află în acea cutie. Și dați și un mare like. Unul mare, 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 mare. La 10.000 de like-uri deschide cutia de vreo acum. Păi da, ca să fie acum, toți cei care se uită la noi ar trebui să dea like. Pentru că imediat se adună 10.000 de urmăritori. Dacă toți dau like, deschide cutia chiar în clipa asta. Tati, chiar pune acum ceva în cadru, chiar dacă o deschidem noi mai târziu. Ia priviți-ne mai. Ei, acum v-ați dat seama ce e? Vrem să deschidem, tata, vrem să deschidem. Vrem facem o piesă, vrem să deschidem. Următoarea piesă muzicală e Vrem să deschidem la Mara Ștefania. Vrem să deschidem spiga neagră. Tati, mă stresează prea tare plasturele ăsta de aici, așa că îl scot. Gata. Arată piele iritată că m-a iritat lipiciul. Sper să te ajute analizele făcute. Și eu sper să mă ajute. Avem parte de drum întins. Am pierdut timp, tati? Am pierdut un pic de timp, am avut 8 km peste limita legală. Am luat amendă. Așa că ne continuăm drumul. Să luăm bacul, dar să vedem dacă avem bac la ora asta. Ia să vedem, sunt multe mașini. Asta înseamnă că... N-a venit în ultimele 5 minute. Sperăm. Suntem la trecere Bac-Ostrov. Ia să vedem cât timp vine bacul. Dacă n-a venit în ultimele 10 minute, înseamnă că nu am pierdut vremea cu polițistul. Uite, vine bacul! Vine bacul! Vine bacul! Vine bacul! Nu e ăla! Bacul! A noastră nu e de 70 de lei, e de 100. Că e mai mare! Vine! 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 Vine bacul. Uite ce repede! Chiar vine, vezi? E aproape! Deci nu mai avem timp să... Deschidem coletul! Păi îl deschide pe bac! Perfect! Da! Nu! Îl deschidem acum foarte repede! Nu! Până se dau jos oamenii de pe... Putem să-l începem! Bine, îl începem! Deci... Deschidem! Scoatem folia! Să vă ajut, să vă ajut! Ții. Uite astea le-am văzut noi! Aha! Lustre și unelte. Oare ciofi, ciofi, ciofi. Nici eu nu mai știu. Lustre, oale, tel, bec, unelte, cuburi. Nu avem bifă la nimic. Dar oprim unboxing-ul pentru că trebuie să urcăm pe bac. V-am zis eu că nu putem desface. Urcăm pe bac. Ne așezăm, ne punem la locul potrivit. Am oprit, suntem acum deasupra Dunării pe bac. Așteptăm să intre toate mașinile și pornim. Nu ne arată foarte mare întârziere, 20 de minute, cam așa. Atât am stat, de fapt, aici. E bine. Să coborăm? Stai să urce toate mașinile, că mi-e frică. Fetele se pot accidenta. Poftă bună! Și tati mănâncă și am pornit. Baba România! Bunurile de Bulgaria! De fapt, ce vedem noi în față? E tot teritoriul României. Puteți intra pe hartă și să vedeți exact. Poate am timp și vă pun eu. Miroase a carne putrezită. A Dunăre. Din Dunăre. Și eu acum, fără să știe fetele, deschid singur coletul. Ce spuneți? Ce zici? Mama, uite, pe bac. Deschid fără să știe fetele. De la deschidere. Fără fete? Sau să le chemăm? Le chemăm pe fete? Nu. Nu. Singurei. Voi vreți să deschideți doar voi?
Nu, no, nu mai zic nimic. Bine, hai doar noi, fără ele. O, după aproape că ai luat, îl magă-i ăsta acolo, dacă se dea aici. Mara, n-ai înțeles ce facem noi aici. Ai înțeles. Mai bine. Hai, deschide-te. Pacul care a trecut îl chema Elena, pe ăsta îl cheamă Cristian. Ia priviți ce mai e acolo, accessories. Wow. Zis că e un scorpion. Un scorpion e. Ce mai avem? Se bagă. Ce mai avem? O gentuță, ce drăguț. Wow. Plină de accesorii. Wow. 51, 53, pardon. Nu. Ia să vedem. Arată bine și le poți transporta. Wow. Nu sunt 53 de accesorii, sunt 53 probabil de piese. Fiecare șurubel este contorizat. Exact. Mama, pe partea aia e România, pe partea aia noi? Tot România. Iar acesta îl vom folosi fix acum. Wow. Am aici foarte multe accesorii. Șurubele, de tot căpăcele. Felul. Vreți să mai scoatem? Vreți să mai vedem? Să mai deschidem. Strânge-le pe alea întâi. Ia. Am pus camera pe poziție și o montăm la locul potrivit. Și filmează invers? Wow, mulți pescaruri. Și gata. Camera e montată. Și acum am pornit. Și acum ajungem. Noi suntem pe bacul Cristian și a trecut un bac Elena. Hai Teo, hai Bri. Uguța în mașină. Hai Teo, hai Mara. Și. Salut. Salut. Hai, centurile, fetelor! Ia câtă melodia ta, Bri! A câta mașină ieșind de pe bac? Ultima! Fix ultima! Nu pot să cred! Și am ieșit, am intrat aici în față, că am zis că ieșim primii, de unde? Ia să vedem ce-am mai găsit! Încă o cutie! E goală? E goală? Cu nimic! E goală! Da, o personalizez cum vrei tu. Lasă așa. Ți-ai luat tu o cutie separată? Da, pentru că la câte accesorii sunt, nu vreau să le aglomerez, știi? Wow. Așa, mai departe. Să mai vedem. Altă am cutie? Am mai luat o cutie. Doamne. De, v-am spus că nu știu ce am cumpărat. Dar sunt de firme diferite. Da. Hey. Tot așa, personalizabilă. Nu cred, cutie goală? Goală, da. Tu ți-ai luat cutii? Cutii, mami, cutii. Am mai luat ceva? Telefon! Nu! O super chestie pentru încărcare auto. Cine desface? Are niște elastice colorate și frumoase. Ia-le! Vrei să desfac? De ce sunt așa de mult? No. Te o scoate altă cutie? Te o scoți altă cutie? Mami, ăsta-l folosim chiar acum. Cât stăm și așteptăm la vamă, nu mai bine ne folosim. Poftim! Da! Gata! Ce avem aici? Wow. Pentru că mergem la mare... A luat un subacvatic. O husă subacvatică pentru scufundări, ca să nu intre sare în aparat. Ca aparatul e rezistent la apă, dar nu și la sare. Bravo, mami! Mami știe! De atunci stă la aceeași mașină? Da. E un autocar cu persoane extracomunitare care au nevoie de ștampilă la vamă, de viză și așa mai departe. Deci stau foarte... mult. Nu e corect. Nu e corect că nu au mai multe fluxuri. Uie, non-uie. Uite ce avem noi aici. E pentru asta. Căciulița lui e. Wow. Ăla e un plutitor. Dă-mi două flori de acolo de pe scaunul mare. Și știi că în mânerul ăla poți să bagi cheile. Teo, nu e o căciulă. Uite ce fain e. Luăm GoPro-ul. Îl așezăm frumos. Wow. Tam. L-ai reparat? Și acum îl închidem. Prindem cerușul. Facem unboxing la vamă. Poftim, Teo. Și căciulița. Uite așa. Ce fain e. Vrei tu, Bri? Și mai avem. Ia, nu cred că ți-ai luat iar o lampă. Ia să vedem. Dita, păi fugi de aici. Pe voi v-a orbit lampa aia? Scrieți-mi în comentarii. Nu ți-ai pus-o pe cap? Nu, o punem la loc, pentru că mai avem de desfăcut. Poate sunt și jucării acolo. Ia, să mai vedem. Oare ce avem aici? Ăla e stick-ul tău de 3 metri? Nu știu, trebuia să fie, dar nu-l văd. E descompus, îți dai seama, nu? Ăla e. Ăla e. Aia ce mai e? Tot de... Pentru cameră.
Hai că merge, gata, a plecat autocarul, deci putem să mergem și noi. Yeah. Nu are nimic. Ba mai sunt. Unboxing-ul, pauza următoare. Republic of Bulgaria. Yeah. Avem o oră și jumătate de când stăm aici. Hai, nu chiar o oră și jumătate. Peste oră. Aproape o oră. Peste o oră. Și ne mișcăm, încă ne puțin. Ne mișcăm. Încă puțin, încă puțin. Luăm vinieta și am întrebat dacă mai avem probleme, cum am avut anul trecut, datorită celor de acum 2 ani, când am depășit cu o zi durata vinietei și am fost amendați când ne-am întors următorul an în Bulgaria. Fix o oră și 10 minute avem de când am intrat aici. În vamă. Accident, doar ce l-a tras din boscheți. Oh my god. Wow! Bine că a reușit. O să vă pună tati cum l-a tras. Mamă, dar i s-a încins motorul. Aici platforma, mamă, ce fum iese. A tras ceva și voi ați văzut asta. Doamne ferește, o merge mai bine mai încet, dar să ajungem în siguranță. Ok. Pauză, am alimentat. Iar Bri, unde e Bri? Unde ești Bri? Unde ești Bri? Unde ești Bri? Ia uitați-mi picioarele goale. Prinde-o. Gata? Gata. Înghețată, dulciuri. La drum. Astea mari noi n-avem de la Nestea așa. Până la urmă ne prinde noaptea și mai avem o oră până să ajungem noi la destinație. Fetelor, ați adormit? Nu! Pe ecran nu pare noapte, dar credeți-mă, afară chiar se noctează. Luna s-a băgat între copaci. Toate cu trei. Nu se vede, dar Luna e acolo. Roșie și frumoasă. Eram la stânga. Deci recunosc. Ce recunoști? Aldo, am fost aici. Poseidon! Partăm și mergem la recepție. Toți sunt de România. Da, aproape toți sunt de România. Olanda am văzut, Bulgaria, Ardeș, București. Wow, ce faină e recepția. Arată bine. Și cineva vine deja să ne ajute cu bagajul. Intrăm. Wow. Ia. Și cum e aici locul. Iar bagajul nostru aici. Mami negociază sau nu? Fain arată. În scurt timp intrăm în cameră. Aha. O cartelă. De la cameră, așa că să mergem. Să mergem. Și să vedem unde ne aduce cartela magică. Hai. Să simtă ușa. Cât simte, mamă, intru eu singur. Nu. Ba da, mă. Mergem în cameră și vedem camera. Fără fete, de data asta doar eu. Eu primul. Am ajuns primul! Asta e camera, destul de spațioasă. Baia e în stânga. O să vă arate și fetele, sunt sigur. Și aici avem vedere către... Mi-am zis vedere către mare, ia să vedem. Și e vedere către mare, doar că nu se vede acum că e noapte. Dar mâine cu siguranță o să vedem și mare. Repede după fete. Și nu numai după fete, ci după prietenii noștri. La aeroport, în Burgas. Să vadă și fetele camera. Haideți, fetelor! Ușa pe interior. Mai încet că e seara, e târziu. Vrei să vezi ce seara e afară? Bagajele au fost traduse, paturile sunt aranjate, șifonierele spațioase. Vă arătăm imediat șifoniere, baie, tot mai în detaliu. Ia uite, tati, ce seară e afară și noapte. Wow. Discotecă! Acolo e discoteca. Dar să terminăm cu rulturul. Vreți să vedeți camera mai în detaliu? Haideți! Aici e patul meu, numai că problema este că este ca piatra de tare. E bun pentru coloană, Mara. Pat dublu matrimonial pentru noi. Noi vrem!
Spania pe el. Super! Ce s-a întâmplat? Am avut franță. Reclamă în bulgară. Știi că ai putea să dai pe limba română și să... Nu. Aici avem o canapea extensibilă transformată în patru pentru fete. Teo și Mara au măsuță. Avem birou aici, tati va edita. Să vedem dacă netul e bun. Cu scaun, frigider, frigider, apă, bere. Abia așteptam să beau Coca-Cola. Nu-i cu bani? Ba da, dar e achitată. Mini-bar, mi-ai chinut să-mi preț. Da. Foarte tare. Iau și eu un suc. Eu am luat apă. Uite, Briana, vrea ceșcuțele de cafea. Îmi place că avem ceainic, cafetieră, ceșcuțe, pahare, tot ce ne trebuie. Cam puține ceșcuțe pentru cât suntem noi. Una. Două, una-i la Bri. Ce mai avem de arătat? Să vedem baia. O ficadă sau duș? Nu, că e pentru prima oară când am luat el minibarul, e inclus. Asta înseamnă ultra all inclusiv. Avem și minibarul. Și ceva nu-mi place? Că nu au apă cu bule. Dar beau și fără, nu? Poate au la masă apă. Ce v-am spus mai devreme? Că trebuie să merg la aeroport. Prietenii noștri vin cu taxiul. S-au gândit că tati a condus astfel 10 ore. Da. M-aș fi dus, nu era nicio problemă. Chiar voia, era pe drum, l-am sunat să se întoarcă. Asta-i. Aici avem baia, cu duș încăpător. Wow. Nu pus astea. Slipite. Foarte tare. Shower gel și șampon. Și asta e fain aici. Da. Tata, eu deja mi-am luat cu fud de păr. Din shower cap și... Și aici este de cusut. Tare. Ce drept. Facem testul la Dorian Popa? E, da. Sunt calitate. Toate sunt noi. Uite. Suntem între primii clienți. Hotelul e deschis acum 2 săptămâni. Nou. Mi-am pus hotelul e nou. Au ajuns. Prietenii noștri. Fetele sunt super încântate, dar nu voiam să mergem toată cașa la recepție din nou. Așa că mergem doar noi. Și așa ei sunt mulți. Vin 6. Salut, Alesia! Bună! Alesia, să știi că nu trebuie mască. Fără mască. Fără mască. Păi acum am vrut să mă duc acasă, să o las. Ok. Hai. Că nu că o obligă mama sau ceva. O ține acolo, că dacă trebuie. Trebuie. N-am văzut pe nimeni cu mască, deci... Lângă noi. Hai să mergem să mâncăm ceva. Știi ce-mi place? Că nu se aflinge lumina cu cartela. Și puteam să lăsăm la încărcat lucrurile. Hai, copii, serviți-vă. Mâncărică de oră târzie. Mie ăsta îmi face cu ochiul. Și pentru copilaș. Deși e noaptea, avem șlep până dimineață. Putem să mâncăm ce vrem noi, pentru că am ratat cina. Chiar dacă nu ratam cina. Poftă mare. Mulțumesc, foarte bună mâncare. Ca lucrurile să fie perfecte, eu am ieșit un pic să văd cam ce găsim pe aici, ce distracție avem pentru copii. Și arată bine. Pe lumină o să vedeți și voi mai ok. Sunt și locuri de joacă, distracție pentru cei mici și cei mari. Cred că mai degrabă pentru cei mari. Aici. Faină corabie de aici. Piscinele. Avem aici piscină mică pentru bebeluși, puțin mai mare pentru copilași. Asta și mai mare, 1,40. Iar acum să mergem la fete. Noi suntem pregătiți de culcare, ne spălăm, ne schimbăm și la nani. Suntem în Bulgaria, în stațiunea care se cheamă Sveti Vlas, e fix lângă Sunny Beach, în care am fost de atâtea ori, la un hotel nou-nouț deschis acum 2 săptămâni, cred că v-am mai zis asta, și suntem încântați de ceea ce am găsit aici. E stil ultra all-inclusiv. De mâine o să descoperiți odată cu noi tot ce e pe aici. Cu resortul, plaja de aici, stațiunea, ați mai văzut-o, dar... Acum vă vom arăta alte părți din ea. Încercăm de mâine să căutăm alte lucruri pe care nu le-am mai făcut de câte ori am venit aici în Bulgaria. Briana se tot aruncă în pat. Vreți să o vedeți? Bri! Și eu! Și tu, ha? 3, 2, 1 și... Tic, tic, tic!
Bună dimineața! Ia să vedem unde am ajuns noi aici. Bună dimineața, fetelor! Mami, bună dimineața! Măruța, trezirea! Tevuța s-a trezit, dar acum se face că da. Bună, Teo! Hai, trezirea! Bună, mami! Bună, Bri! Hai, trezirea, să vă arăt un peisaj fain afară! Și vederea la mare! Cum e, Teo? Fain? Ne-am dorit camera cu vedere la mare. Față de anul trecut, când am fost în Bulgaria, suntem la câteva sute de metri de hotelul la care am stat anul trecut. Teo, topoganele cu apă? Ia privește-le, acolo sunt! Acolo, acolo! Ce zici? Hai, duci, te spală! Acum o să mergem să luăm micul dejun. Sper să mai prindem ceva. După la mare. Este aproape ora 9. După aia mergem la mare. După aia mergem la mare, da? Afară e un frig de nu poți să stai. E frig? E dimineață. Hai, deșteptarea. Mergem la micul dejun. Briuța micuța s-a trezit și ea. Fii bine dimineața. Așa. Și ne căutăm un loc la masă. Ce avem noi acolo? Clăcei. Mm. Și ce-i pe aici? Mâncare bună sau nu prea? Primul lucru, cafeaua de dimineață. Avem așa, pâinică, ou, o brânzică ceva. Teu, alegeți și tu ceva. Nu-ți place? Păi nu de ce? Hai, alegeți-o. Ia parculie. Și uite. Perfute. O ușor. Mai vrei? Vrei și omletă? Un pic? Un pic de omletă. Am pun eu. Mara, ți-ai luat super multe clătite. Aici multe fructe. Teo, vrei? Nu? Acolo. Acum îți dau cereale, acum. Lapte cu cereale? Am pus cereale, aștept laptele cald. Mi-au zis că nu mai rece au aici și pentru laptele calde să stau încă o dată la coada de cafea, să iau lapte cald de la mașina de cafea. Fetele au rămas la masă cu prietenii noștri. Mami, iar n-am noi, mâncat. Nici mami, eu. Mami, n-am mâncat. Dă-ți măcar ți-ai adus mâncare. Eu dau cafea asta la rând la cafea toată ziua. Noi suntem la recepție să cerem un fir, să bufăm laptopul. Să vă încărcăm viteză, vouă. Să încărcăm un vlog. Pentru că avem cameră și Wi-Fi, avem și fir. Viteza e foarte slabă pe upload. Să avem poftă. Poftă bună, Măruța, mami, poftă bună. Poftă bună și vouă, fetelor. Hei, hei, hei. La masă, Bri. Micul dejun s-a închis și mă duc la bar să-mi iau un suc. Copilașii deja la apă, toboganele pornite și pe lumină de zile, vedeți? Hai! Verde! Hai! Bună, Bri! Hai, la tobogan! Aici! Bravo, Teo! Gata, fetele s-au bălăcit și acum trebuie să se schimbe. Mami postează un videoclip nou. Eu păzesc laptopul să se încarce clipul. Mai avem 16 minute, s-a încărcat 79%. Am fost să schimbăm camera prietenilor pentru că nu aveau vedere la mare și ghiciți ce mi-a dat fără extra cost. Hai să vedem noua cameră și vederea la mare. Wow! Mare e fix în față! Super! Wow! Și aveți vedere la mare! Ce tare! Față de camera cea mică, să vă arăt. Era un pic mai mică. Baia e la fel. Ba nu, și baia parte e mai strâmtă. Da, e mai strâmtă baia. Și așa arăta camera. Pat, canapea și vederea era aici în spate. În parcare. La munte. Asta era vederea la munte. Și camera noastră este fix ca a lor, v-am arătat-o de ieri, dar astăzi vă arăt priveliștea. Aceasta este vederea noastră. Tan, tan, tan. Nu vine să cred. Să vedem upload-ul? Așa ceva. Rezolvată și problema vitezei. În trei locuri m-au trimis,
pe fir și am rezolvat. Este extraordinară viteza. Aproape un giga. Atât pe download și pe upload. Mulțumim managerului pentru sprijin. Să înceapă distracția! Avem tot ce avem, mergem la plajă. Sperăm să ne lase să ieșim pe ele din resort, să nu mi-au zis dacă am voie să ies. Dar vedem acum. Vedem la poartă, să zice nu? Sunt cea mai bucură anuri! Nu v-am arătat marea, vă arătăm drona. Marea e în spatele nostru. Iată și marea cu drona. Cum e, fetelor? Cum e? Câteva cadre cu noua jucărie. Hai de vrei! Fetele acolo, în spate, se distrează, știu! Gata, intru și eu în apă. Extraordinară. O să încercăm să facem scufundări. Mai stați? Mai stai, eu pentru asta vin la mare. Eu nu stau pe nisip deloc. E mai greu până mă acomodez cu apa, dar după stau numai în apă. Și la mare! Și sunt la mare, ghiciți unde? În apă super caldă. Astăzi mi-a fost atât de ușor să intru. N-am simțit deloc frigul din apă pentru că apa e caldă. Nu știu cum reușește marea asta să se încălzească față de piscina noastră, care e mult mai puțin adâncă și mai mare și nu se încălzește. Ce să facem acum, niște scufundări? Radio ia pe Mara! Și-a luat-o! Iar acum, ne e foame! Ne pregătim de masa de prânz! Oare ce bunătăți ori avea? Sper să aibă sushi! 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 Friguț? Fac aici cu Dani! Roapă! Intrăm la activități practice și antrenante. Să ne dea poftă de mâncare, fetelor! Aici trebuie aranjat! Nu? Da, da! Până reușim să venim și cu găletușile din mașină, lopățelele, tot felul de chestii avem în mașină. Am venit mai repede, fetele nu mai aveau răbdare. Își doreau neapărat să ajungă în mare. Așa e, Teo? Yeah! Toată ziua, la mare, la mare, la mare, la mare, la mare! Asta e munca noastră! O adâncitură. O adâncitură? E un șezlong. Ia stai, credemată frumos. Aha, nu-ți mai trebuie șezlong. Astfel nu mai avem nevoie de șezlong, nu? Inclus. Corect. 10 lei șezlongul. Haideți la mare. Să de ieftin. Vine tu un preț. 100 de lei șezlongul. 10 lei șezlongul. Licităm. Cine dă mai mult de 10 lei? Scrieți-ne în comentarii. 10 euro sunt șezlongurile, nu 2 euro. Deci nu chiar 100 de lei. Bine, 80. Mami? Mami stă în soare.
Umbrelele sunt în cameră sau în mașină? În mașină. Acum stau fără, dar nu se va întâmpla în fiecare zi. E prima zi, mai ne pregătiți, dar ne revenim ușor, ușor. E cam a doua zi, dar ieri am ajuns seara, n-am mai fost la mare. Ce are Daniel acolo? Uuuu, uita mă-i piatra! Scoate-o pe mal! Da, dar nu știu. Opa! Gata! Acolo a plecat! Tati, mai aduce pietre! O piscină! Piscină pentru Alessio! E, super! Piscină pentru Alessio! Gata! Gata, piscină! Copii, se vede apă! Uite-l pe Alessio, ce fericit e! Mănâncă el apă sărată! Ce tare e! Și marea piscina copiilor! Doar tot copil e și ea! De la mare mergem la piscinele din resort. Priana tremură, deci trebuie să o ștergem. M-am dat de multe ori pe dobogane. Mergem și noi? Te primești? Hai! Poftă bună! Mulțumesc! O groază de lucruri bune! Crezi? Vreau o supiță. Pește file. Supă rece. Cu castraveți și acolo trebuie să fie caldă. Pui. Caldă. Supă de pui cu lămâie, tot cu coajă. Lămâie în supă. You change the soup? Se schimbă supa. Acum, dacă e rândul meu. Ia să vedem, are mai multă carne? Cum? Ioi. Pătrunjel proaspăt. De mai la fund. Nu vreau, vreau fără lămâie. Ah, și fără... Și fierbinte. Să le și gustăm. Ia să vedem. Sătița caldă de pui. Ia, ușoară de la lămâie, dar se simte gustul de coajă de lămâie. Mm. Ciudat. Măruța. Poftă bună, fetelor. Și desert. Mănânc înghețată. Așa. Și m-am dat pe toate toboganele. O dată pe toate în fund, o dată pe toate pe burtă, așa. Dar nu vrei să ne dăm și noi? Hai să începem! Brii cu tati! Hai! Hai cu tati! Avem primele aici. Să încercăm întâi aici. Și, 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 și! Mânuța la nas, capul pe spate și am plecat! Tati a ajuns sus, este acolo undeva. Tati, fă cu mâna! Și până acum nu se dădea nimeni pe galben, acum toată lumea se dă pe galben. Nu pot să cred. 3, 2, 1 și... A pornit! Runda a doua pe cel galben. 3, 2, 1 și... Viteză! Gata cu distracțiile la piscină pentru moment. Vedem noi mai pe seară ce facem. Înghețat. Și cu un cotură de piscină. Aici văd că au și activități. Acum e tras un cloarcul. Ia să. Bravo. Mara, ai învățat, da? Nu, 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 nu. Te desubți. Așa. Așa. Și, 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 și. Bravo. Încă o dată. Singurică, da? Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Și... Tot acolo. Bravo, Mara. Hai, Măruța, hai. 10, 10, 10, 10, 10. Aproape. Hai, eu sunt mai bună decât tine. Așa? Wow. Great job. Am fost binișor, zic eu. Am fost mai bună decât tine. Bravo, Mara. Bineînțeles că Briana nu s-a putut ține și a trebuit să-și mai cumpere niște dulciuri. Este un magazin aici, iar când o să-l vadă fetele, o să-și dorească și ele. Așa-i, Bri?
trebuie să te dai și așa, ca să ai viteză. Deci te mai dai o dată? Da. Acum mă voi da pe un tobogan mare și alt. Sunt o legendă! Vine, vine, fără viteză! Iar acum? La cina? Cina? Romantică în doi, tati? Da, da. Romantică în doi. Hagi, mati! Sunt curios dacă în seara asta au sushi. Mara sushi. Mara sushi. Ar putea să facă muftă tare pește cu... Unde e sushi? Nu e sushi, nu e sushi. Dar e pește. Dar e pește. Nu te convine, Mari. Ia pe sushi, sushi, sushi. Mamă, dar pe pește au. Ce fel ăsta roșu așa? Un alt fel de pește, mami. Sau e marinat în ceva roșu? Nu vadă. Iaurt, deja mi s-a făcut apa în gură, numai că am fost iaurt. Ai pofte, mami? Mm. Așa, așa, așa. Așa, așa. Mai am o zonă aici, poate găsim sushi în partea asta. Salate. De tot felul. Și, nu în ultimul rând, deseturi. Și mama totdeauna vine și fură pisalis de pe tort. Pe asta le ia. Ar trebui să le iau acum pentru celelalte fete care nu au prins azi la prânz. Sushi? Nu sunt. Nu astăzi. Nu astăzi, da. Facu ochiul așa să le iei. Mititele, drăguțele și cremele astea. Toate neatinse. Și nici noi nu ne atingem de ele. Pe unde fugiți? Fetele au mușchi. Avem rechin, sos olandez și așa mai departe. Am luat o vită, un sos de piper verde și o garnitură de pe aici. Te-ai luat? Poftim tu. Nu, nu tu, am și eu ce vreau. Hai. Poftă bune. Mersi. Mi-am luat o bună poftă bună. Și cartofi prăbuți. Sushi data viitoare. De ce n-am? Data viitoare sushi. Teo e pe scoici, uite. Poftă bună, Teuța. Ușor, ușor, seara se lasă. Dar fetele, continuă distracția. Acum ele sunt în locul de joacă. Ce e acolo? E un neagăn ciudat. E prea deschis. Da. Iubi! Poate sunt noi! Bri! Sunteți în corabia piraților! Diana conduce și eu mă uit pe Pinocchio! Super! Bri! Ce-i? Salut, Bri! Alessia! Briana! Bebeluș! Nebunie! Am luat desertul. Și eu, e o fructe dat înghețată. Și iată ce ne place, se vede absolut tot ce se gătește. Ta-ra-n! Distracție! Hai, mergeți la dans! Tati, e o lună atât de frumoasă acolo. Portocalie și mare! Trecem de bec și se vede mai bine. Fetelor, voi vedeți luna? Că e un vis! Pe cine avem noi aici? Pe Teo. Și din coace pe cine avem? Pe Bri. Și fetele în brațe. Așa se poartă acum. Copiii mari în căruț și bebeluși în brațe. Runda 2. Așa? E mai bine oare? Briana și Teo jos, Alessia sus. Și bebe tot în brațe. Ar fi frumos bebe în brațe la Alessia și ar fi 4 copii în cărucior. Și căruciorul rezistă. Mai punem un copil și căruciorul rezistă. Nu face reclamă la cărucioare. Runda 3. 4 copii în cărucior. 1, 2, 3, 4. Vă arăt că merg cu 5. Nu, nu, nu. Mara! Nu cred! Gata! Ai stat o secundă și căruciorul rezistă. Care e firma asta de cărucioare? Să-i contactăm, să le facem o reclamă din asta, așa? Astăzi începem vlogul mai de dimineață, cu un răsărit de soare.
dar și cu un pic de mișcare, așa că să-i dăm drumul. Sănătate curată, iar prin puterea exemplului sper să conving și fetele să vină mâine dimineață cu mine la mișcare. Acum să vedem dacă fetele s-au trezit. Dacă nu, să le dăm deșteptarea. Iar legat de mișcare, recomand tuturor o mișcare matinală așa, zilnică. Bucătăria încă e închisă. Acum e 7 dimineața. Sincer, nu știu ora la care se deschide micul dejun. În schimb, ne putem uita. Cât că ați văzut? 7:30. Prea dimineață. Dar pentru o zi plină de energie, e nevoie să te trezești de dimineață. Acum, repede un duș. Bună dimineața, mami! Bună dimineața, tati! Morning make-up! Hai, la masă! La masă, acum. Mă dau un pic curuș ca să începem ca la masă. Corect! Pe Briuța o să iau așa. Hai, Briuța! Deșteptarea! Haideți, fetelor! Fetele rămân în cameră dacă nu vin la masă, în afară de Bri-Bri, o luăm așa adormită. Fetele rămân pentru că, indiferent dacă ratează micul dejun sau nu, au ce mânca, toată ziua sunt fel de fel de mese. După micul dejun urmează micul dejun târziu, care e și mai bogat și mai interesant decât micul dejun normal. Bebelușul, tati, bebeluș, ai, bebelușul, tata, hai, hai, hai. Opa, hai să luăm încălțări, să pieptenăm copilul. Hai, la baie. Brincă, doarme. E una blindă. Da, când trece aglomerat, ești cei cu mini de la masă. Da, și aglomerat. Și e ora 8:30. Mergem afară azi. Hai. Tati își face ciocolată caldă cu lapte. Lăpticul. Ciocolata. Mersi, mami. Mergi să-ți iei de mâncare cu tati? Hai, ciufulici. Un puf de păr, prins părul, hai. Nu știu ce sunt astea, dar am luat una. Am acolo un condiment, dar mie nu-mi place cum miroase. Sunt gogoși, mami, gogoși. Gogoși, adevărate? Gogoși, da. Brie, ce-ți spune tati? Ciupercuțe, mami? Ciuperci, mami, am ciuperci. Și mie? Da. Avem fasole la toate mesele, dar știți de ce? Am aflat că e mâncarea lor tradițională. Să iei clătite. Brie, brie cu clătitele. Omlețică. Și ochi. Astea sunt pentru micul dejun și brânzeturile. Astăzi cu smochine, alune și așa mai departe. Îmi pun selecție de gemuri, mi-am pus portocale, caise și mai pun, astea sunt, cum se cheamă astea de aici? Smochine, nu? Smochine, eu mi-am luat smochine normale, dar aș vrea și așa. Deci poți să pui și pentru mine. Păi nu, pentru toată lumea am pus aici, doar mănânc un castron de gem. E, așa da, mami, s-au umplut gogoșelile. Da, și am luat pentru toată masa. Uite, una albă aici. Mai nefăcută. Mai nefăcută, cum îmi plac mie. Ne așteptam să vină și fetele, poate ajung până se termină micul dejun. Eu mai am puțin și termin. Fetele încă n-au venit, dar o să mă duc să le trezesc eu. Ciocolata mea caldă, pe care mi-a băut-o mai mult Brie. Eu cu carteluța. Bună dimineața! Bună dimineața! Hai, la masă! Mara încă doarme și nu o deranjăm. E alegerea ei și noi o respectăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum s-o găsim și pe mama, și pe Teo, și pe Bri. Acum micul dejun al întârziaților. E full! Doamne! Și e coadă! Poftă bună! Astăzi plecăm într-o misiune specială.
Mergem să o căutăm pe Erica, fără ca ea să știe. Ei sunt aici dinaintea noastră cu două zile. Sau deja, trei. Deja sunt de vreo 5 zile aici, noi suntem de trei, a treia zi. Dacă o punem și pe prima, care a fost mai mult drumul, am ajuns la 10 noaptea. E a doua zi, mami, eu zic. Nu, păi se pune și prima, ai gândit. Da? Stai. Da. Și vrem să îi surprindem. Să vedem în ce mod. Le furăm bagajele? Da. Că și ne-au făcut-o nouă. Nu, no, facem altceva. Lumesc. Vedem noi, ce facem? Găsim noi idei. Îi înconjurăm. Ce faci, mami? Ne-ai luat-o înainte? Pus să-i în brațe, sunt stările foarte mici și am plecoace. Mai ales aici încolo. La o jos. Nu, nu. E nisip, tati, pe scări. E ok. Cum ești, Bri? Ai pălăria pe cap? E la Teo. Hai că eu văd hotelul, mami. Tu-l vezi? Da, ăla e, acolo e. Erica stă la același hotel la care noi am mers vara trecută de două ori, dintre care o dată cu ei. Mergem să vedem dacă sunt la plajă întâi. Am ajuns la port. De fapt, nu e port. Un mini dock. Un mini dock, exact. De unde luam noi vaporașele pentru Nesebar. Da, acolo e Nesebar, aici suntem noi. Oare găsim pe Erica? Da. Erica... Mai avem? Da, după plaja. Acum cu pălărie. Au omis să și-a pălăriile, mami. Pentru că sunt în căruț la Alessio și ei încă nu s-au trezit. Adică s-au trezit, dar n-au ieșit din cameră. Da. Hai să vedem unde e Erica. Sunt aici, trebuie să fie gard. Să știi din story-uri. Cătălin e foarte activ pe TikTok. Înțeleg. Acum să vedem dacă îi găsim. Orice în apă. Avem oare noi norocul să îi găsim? Dar bineînțeles că i-am găsit. Bună, Erica! Salut! Bună! Bună, Codri! Bună! Bună, Mara! N-am niciun farmec! Bine, vin de plăci să te plurăm! Apăra, voi e mult mai limpede decât a noastră! Haideți, bă! Nu e atât de limpede! Salut! Salut! GoPro! Dacă tot am ajuns, să intrăm în apă! Hai, hai, îmbrățică! Apa e mult mai mică aici, ceea ce e foarte bine. Ia producția. Și e foarte limpede. Te dau jos, da? Hai, Bri, hai, hai la tata, hai. Noi ușor, ușor mergem la masă. Salut! Salutăm din nou acum cu tricoul pe poziție. La revedere, de la... Nu ne luăm la revedere. Și așteptăm la noi. Da. Ne vedem în curând. Să poate și o altă familie și să vină resortul în care s-au cazat familia mare. Corect. Teo e aici ascunsă sub pălăria asta, sub sombrero, putea spune. Pălărie? Fără pălărie. Cu pălărie. Poftă bună, mami. Mulțumesc. Priana și Murat, fetele încă n-au venit la masă. Vin și fetele. Am unde ați fost? Bravo, Teo. Priana e pregătită de piscină? O vestă. Și Alessia cu ochelari. Aripio. Și Priana are ochelari, uite. Și Alessia, Aripio are și ochelari. Ne-am pornit cu toții să ne oprim la un magazin. Oare găsim magazine pe aici? Am ajuns în portul din Sveti Vlas și nu găsim loc de parcare. Pe nicăieri. Ne învârtim de 5 minute? Nu, mai mult. Mai mult? Și nu găsim. Nu mai mașini de mașini aici. Ce va, fetele? Oh, oh, oh. Ui! Noi vrem să găsim o embarcațiune, să o programăm de astăzi pentru mâine. O să vedeți de ce. Vrem să mergem pe mare, ea, bineînțeles. Am ajuns la capătul portului și nu am reușit să vorbim cu nimeni. Nu am găsit pe nimeni. Arată bine, nu? Dar arată bine și asta. Cea mai câștigată a fost Mara. Maru, și Bia. Eu am plecat. Ce faci, Brioș? Ce-i la gurița voastră? Tot l-am așteptat pe tata să vină să mă filmeze cum mă bat stoc în apă. 3, 2, 1, 3. Ia să încercăm. Facem sărituri. 3,
2, 1. Trebuie să mă ții cu ambele mâini în ambele picioare. Ok, hai. Ce face mami? Rezervă barcă. Și reușești? Încerc. Și iată ne ajungi lângă familia Marei, la ei în complex. Am intrat prin efracție. Uite ce am făcut. Așa, mâncărică bună. Noi mergem la tobogan. Hai. Încercăm și astăzi. Hai, Teo. Ți-e frig? Da. Este ora 18 și totul este închis. Da, au închis poarta. Da. Gata, ne luăm la revedere. A fost frumos, puțin, dar cuprinzător, bineînțeles. Pa, pa. Pa, pa, pa. Nu uitați să vă abonați și să dați like, da? Da, nu, că nu cheie vlogul. Dar face vouă, pa, pa, și nu pun acasă. Da, nu contează, voi apăsați like și abonați-vă, bineînțeles. La toate canalele noastre. Ne vedem curând acasă, nu la Bacău, în România. Ba, da, poate chiar la Bacău, poate chiar la Bacău sau poate în altă parte, undeva, nu știu, găsim noi locul unde să mergem împreună, da? Cu toți. Sau așa. Singura în piscină. Hai, Măruța. De acolo până aici. Singura în piscină. Nu mai e nimeni. Uite, așa trebuie să facem mai challenger. Dar e până la 6 programul. Corect. Concurs. Eu cu Daniel. Ce cu mine? Dus întors. Ah, și cu Mara. Să vedem cine reușește să ajungă dus întors primul. Fetele și ele. Și toată piscina e pentru noi. Hai, Mara, hai, Mara. Fugi că te trece Dani. Hai, hai, hai. Pe locuri. Fiți gata. Start. Sub apă. Să vedem între Mara și Dani cine câștigă. Hai, Mara, hai! Hai, Mara! Hai, Mara, hai! Avem pescăruși. Foarte drăguți. Mă apropii de ei să văd cât de mult pot să mă apropii și să nu zboare. Fuge de mine și zboară și el. Îmi trase ochi roșii tamă. De la clorul din apă, că eu țin ochii deschiși. Deci așa nu mai ține ochii deschiși. Așa e. Hai! Parăcită. Facem un duș. Și după aia la masă, la masă de seară. Să vedem cine dansează aici. Ce alegi, mami? Mi-am luat puțină mâncărică și mi-au luat niște salată. Și pentru Mara? Ziceți ce au? Uite aici la mine o mostră mică. Sushi. Sushi. Ador creveți. Și unde sunt creveți? Că nu sunt creveți acolo. Păric. Mara? În sfârșit. Sushi. Sus. Acolo recipient și pui sosul de soia de acolo. Ce ai tu aici, Teo? Ce prăjitură bună cu sclipici credeți că am eu aici? Sunt icre toate și dacă te uiți, au sclipici pe ele. Cum? Sclipici, probabil comestibil, sper să fie comestibil. Nu se vede. Sclipici. Se vede. Se vede. Se vede? Bună dimineața, salut! Bună dimineața! Da, voi v-ați îmbrăcat de mare, poți? Da, tu nu? Păi nu, eu sunt o lady, sunt cu Dorothy. Cărare, cărare. Umbrită de soare, mi era umbrită. Nu mai știu. Tati, ce ai pe spate? Tati are zăpadă. Multă zăpadă. Tati s-a ars. Că mami a uitat să-l dea cu cremă. Da, și eu la fel. Am uitat să mă dau eu cu cremă. Nici pe mami n-am dat o cremă, am dat doar copiii. Eu m-am dat, dar la spate n-am ajuns. Și mama și-am uitat să mă dau pe față. Și pe față m-am ars copii. Asta e. Mai ales eu. Mă ustură așa de tare. Tati, hai să facem magia. Hai.
că nu era musai să fac așa. Puteai să o lași ta, ca să întind egal? E mai bine acum. Îți ești mai bine? Da. Și acum ce faci? Că trebuie să stai așa, să nu stai. Stau așa, nu mai pun tricou. Am stat în spatele la soare. Tati, am stat în apă, că doar nu e asta la soare, să zici că stăm la plajă. Și gata? Și un pic pe față, dacă tot o am pe mâini. Cum să mergem către mare? Astăzi e petrecere! O sărbătorim pe Bianca, prietena noastră. Care e tânără! Ce frumoasă! E tânără față de mine, adică... Aveam pregătite mai multe surprize, dar din păcate nu au depins de noi. Ne-am dorit să închiriem un vas să mergem pe mare. Dar o vom face mâine. Exact. În schimb, am găsit alte activități cu care să ne umplem timpul astăzi și să petrecem alături de Bianca și de toate familiile. Briana, a început un joc. Yes, yes, go, Bri. Uită-te la... Hi, hai, pe aici, Bri, pe aici. Hi, Bri. Hi, Bri. Hi, Bri. Hi, Bri. Așa, așa. Așa, așa. Hai, hai. Hai, așa. Hai, atent, atent. Așa. Hi, Bri. Hi, Bri. Hi, Bri. Pe aici, pe aici, pe aici, Bri. Așa, așa, așa. Hai, Bri. Hai, Bri. Hai, Bri. Acum ești atentă, da? Așa. Bravo, Bri. Deci, Briana, așa, așa. Hai, Bri. Hai, Bri. Hai, Bri. Hai, Bri. Hai. Așa, 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 așa. Pe acolo, așa. Mai repede, mai repede, mai repede. Hai, Bri. Hai, Bri. Hai, Bri. Bravo, Bri. Hai, Teo. Hai, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo! Da! Hai, Teo! Hai, Teo! Bravo, Teo! Bună dată! De acolo? Teo! Acum, Mara! 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 Hai, Mara! Hai, repede, repede! Cu atenție, cu atenție, cu atenție! Hai, 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 hai! Hai, Alicia, bravo! Alicia! Alicia! Hai, Alicia! Hai, Alicia! Alicia! Cateo, hai! Alicia! Hai, Alicia! Alicia! Hai, Alicia! No, no, no! Așa! Așa! Hai, Alicia! Și, 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 și! Și încă o dată! Și gata, bravo! Mara! Am câștigat! Ce ai câștigat? Un cocktail și o diplomă! This is for you! Thank you! Our special diploma! Thank you very much! And I'm very good! Tomorrow. Bravo, felicitări, Mara! Un cocktail care îl poți lua și singură, nu? Da! Diploma mare! Și cocktailul meu! Ne-am luat dispozitivul, mami. Mami stă să păzească șezlongurile și bagajele. Abia aștept să intru și eu în apă. Cum e apa, tati? E super, te așteptăm. Da, da, cu cremă. Nu m-am dat cu cremă. Hai, dăm. Cu cremă. Dar trebuie să stau cu ea. Ce răcoritor e. Suficient.
dimineața. Cine avem aici? Bebe mic acolo, Alessio. Fetelor, hai, concurs? Da. Alessia. Mara. Hai să căutăm scoici. Hai. Să vină și Teo. Și să înceapă căutarea. Facem concurs? Da, da. Mă duc cu ochelarii. Hai, cu ochelarii. Hai. Hai. Îi dăm drumul? Start! E bună? Transparentă. Și transparentă. Se pune? Se pune. Bine. Acum și eu. N-am găsit mare lucru. Eu m-ai găsit? Stoici. Ce fac copilașii, constructorii? Și niciun răspuns. Ce săpăm? O fântână. Să ajungem la apă. Am nevoie. Vrem apa aici, la țărm. Încă n-am ajuns. Oare ajungem la apă? Voi ce ziceți? Mara, ajungem la apă? Da. Când? Nu. Hai, săpăm? Hai. Hai, că vin și eu. Ia. Hai, Mara. Cum te simți, Teo? Bine. Bine. Dar ce s-a întâmplat cu tine? Sunt în jos rău. Ești în jos? Da. Nu, ești acolo. Ești acolo. Nu mă descropă, că ne-am chinuit. Gata. Și acolo ce faci? Mergem în mare. Te-am prins, hoțomanule. Hai, sus. Ia să vedem cum te scoți. E neagră. Hai. Ai putere. Și, 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 și. Gata. Îngropă acolo? Mara, aruncăm acolo nisip? Nu. Ia, dar eu cum ajung acolo? N-ați ajuns la apă, așa-i? M-am îngropat în nisip, hai să fiu eu, hai să picioarele mele. Nu pot să-mi spune așa. Și nu mai pot să ies.
Pentru că nu e niciun picior aici. Nu mai găsesc picioarele. Hai să căutăm. Dar unde mi-s picioarele? Nu-mi găsesc picioarele. Ia scrieți în comentarii, oare unde mi-s picioarele? Nu-s picioarele. Pentru că ia veniți să vă arăt unde mi-s picioarele. Ce urmează, Mara, acum? Marea dezgropare, nu? Te dezgropă, Dani? Eu sper că ați scris în comentarii unde mi-s picioarele. Nu-s acolo. Ia să vedem acum unde-s picioarele. Nu poți, trebuie să dezgrop. Mara face elongații. Un pic măcar. Ia, mișcă. Poți? E, gata, acum te poate trage. Ești singură? Super, hai. Mara a fost în jos de tot în groapa aia mare dinainte. Mara, vrei și tu? Nu. Nu. Hai, mișcă picioarele. Nu. Doi. Yeah. Super. În mare să te speli. E atât de bun. Porumbul fiert de pe plajă. E dulce. Și briuța. Să vedem cine o să fie primul care să scape pe jos. Sper să nu fii tu. Eu sper. Cum e? Super bun. Mergem! Bălăceala pe astăzi e cam gata. Mergem să vedem ce găsim de mâncare. Gata plaja pe ziua de azi. Mergem, luăm ceva între prânz și cină. De mâncare. De mâncare, că nu am mâncat nici prânzul și nici cina nu mâncăm aici. Și apoi mergem să facem surpriza. Ascultă, ne ascultă. Ok, ascultă! Hai, mami, hai! Atât de obosită! La păpică! Hai să las spray-ul de zăpadă pentru arsuri! O să mâncăm ceva repede, după care ne pornim în Old Neseba. Trebuie să ne facem baie întâi și apoi să ne schimbăm, să ne facem frumos. De-apoi plecăm. Face ceva cu ochiul? Ia, ce avem noi băi? Eu mi-am luat deja. Iar aici, cărniță. Suficient. Mami, îți mai iei vreo salată ceva? Ajunge. Da, aici mai e ceva, dar nu știu ce e. Altfel de pui. Și cred că are avocado. Aș mânca cu avocado. Iau. Dar înainte să mâncăm, eu zic să ne mai distrăm. Mara vrea să fie prima. Ia să o vedem, să o vedem, să o vedem cum vine. Se aude. Urmează și Teo! Hai, Teo, hai! Gata distracția pentru mine. Fetele se mai duc pătură. Și acum să mâncăm. Nu mai avem soare. Vreau să nu le plouă, tati, dar mă nasc când vrem să vizităm nesevarul. Cum ne-o fi norocul? Da. S-a mai răcorit? E bine de stat. S-a fel. Doar asta zic, dar mă nasc pe încă. Sunt identici. Hai că n-arată rău. Să mergem! Hai, Mara! Așa e, da. Noi suntem aproape gata, ne-am schimbat. Ia vezi cine vine la noi. Și fetele s-au schimbat. Priviți-le pe fete! Ce faceți, drăguțelor? Gata? Gata! Ready to party! Tonight! Hai, mami! Mara! Old Neseba. Acum ne apropiem, acolo e cetatea. Uite, Mara, și cetatea în față. Și parcarea undeva pe dreapta. Oare vedem pe domnul care cântă la cimpoi? Sau la instrumentul acela? Cimpoi, cimpoi e. Da? Îl vedem? Ce ziceți? Scrieți-ne în comentarii dacă este acolo. Dacă pe ne zid. Așteaptă. Ia uite ce aglomerație. Wow, cât e de aglomerat. Wow. Pe dreapta parcările sunt pentru taxiuri. Da. Parcarea noastră va fi pe stânga. Uite, e acolo sus. Gata, suntem toți și tati caută loc de parcare, iar noi mergem să vizităm orașul vechi. Toată gașca! Toate fetele în alb, în roz. Yeah. Portul cu marea. Dani, ce ai acolo? Ia uite, Dani cum cară fetele. Ia uite, vine și Bri. Amuzant!
Și iată că s-a găsit altă soluție. Două fete în față și încă una în spate, atârnată ca o maimuță. Jos toate trei! Și intrăm în orașul vechi. Și iată ce puhoi de oameni este aici. Uite, domnul cu ce voi. Domnul cu ce voi. Hello! We saw you every year! Și am intrat! Wow! Aici avem harta orașului vechi. Și iată! Acum facem pufuleț cu gheață carbonică! Uite! Lu Alessia 1, așa? Tu cu Alessia și eu cu Bri. Wow! Spectacol! Cu gheață carbonică! Hai, bagă în gură! Deschide gura acum! Uite, scoate pe nas! Meanwhile, greu de tot am găsit parcare. Iar acum să căutăm fetele. Îmi era dor să ajung în locurile în care am fost și anul trecut. Am intrat în orașul vechi, în Nesebar Old Town. Să vedem pe unde sunt fetele. Am găsit! Mi-am cumpărat carbonice. Aha, super. Ce e acolo? O pisică. Ce pisică murdară. E albă, dar murdară. Portul e ucrainian, seamănă cu românesc. Eu când l-am văzut, în afară de bandana aia de pe cap. Nu seamănă cu portul. Eu cred că domnul cântă ceva în ucrainiană. Nu sunt rodi. Kaki. Haideți, fetelor, la masă. Hai. Vine și Bri. Și întâlnire cu emoții. Hello, hello. Nice to see you again. Hello. Here is Pablo. Hey, salut, Pavel. Masa noastră este gata. Wow. Eu zic sărbătorita să stea în capul mesei, ca să aibă grijă de Pavel. Super. Copii acolo. Tati, unde e? Ce mai tratează tati? Și ca de obicei, fetele colorează la Dionis. Ce colorezi acolo, Teo? Un personaj. E scris în limba bulgară. Aici avem peștele proaspăt și fructele de mare. Iar dincoace, racii de apă dulce. A venit și Mara. Și a venit limonada. A venit mâncărica. Foarte bună. Și copilașii au acolo tot ce le trebuie. Poftă bună. Poftă bună, măruța. Poftă bună, tuturor. La mulți ani. La mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, bine să trăiască, la mulți ani! La mulți ani! Pomeranian! Ah, cățeluș! Hai,
el, ridică-l. Hai, curajoasă. Un rac viu. De ce? Hai, Teo, ești curajoasă? Nu. Și îl punem la loc. Hai, ai curaj? Stai. Hai. Așa. Gata. Yeah. Și ca de obicei, din partea casei. Mulțumim, Pavel. E fără alcool. E de copii. Gata, plecăm. Mulțumim celor de la restaurantul Dionis pentru ospitalitate și pentru surpriza frumoasă pe care i-am făcut-o Biancă-i. Și am ținut secretul și Bia naște un nimic. Suveniruri? Mm-hmm. Mai mult jucării. Poate fetele vor jucări, da? Poate scăpăm de data asta. Poșetuțe. Geantă Harry Poppy. Ioi. Lasă geanta, puiule. Geanta, da, asta aș scos de protecție. Gata. Dar doar o parte. Ah. Din ambele părți? Gata? Hai că a început să plouă. Hai să vedem dacă merg. Dacă merg. Asta merge și la Teo să vedem dacă merge. Tic-tic. Gabriel, ai vorbit de drăguță cu Pikachu. Pikachu? Ia vino la mine. Pikachu. Și gata și pentru Teuța. La 8 ani în cărucior. Ah, și se ridică. Așa și se ridică. Se ridică și în sus. Așa. 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 Ah, mai multe. Merge. Fain. Merge. Gata. Mergem. 20 de lei, 10 euro, 50 de lei o prostie de asta, de fapt erau... Păi nu, vezi, 4 și ne-a cerut 60, 15 lei. 15 lei, una, deci nu 50 de lei, bine. Da. Aproape. Erau, de fapt, 16 leva și am negociat un pic de 4 leva. Uh-huh. 4 leva, 10 lei, adică? Nu, mai bine. 10 lei. Da, 10 lei. O nouă aventură. Astăzi am plecat din Sveti Vlas, din Sunny Beach, mergem către Nesebar, iar de acolo mai departe, pe mare, vom face o croazieră cu vaporul. Doar noi și prietenii noștri dragi. Am ajuns, așteptăm să ne deschidă bariera. Priviți ce frumos se vede portul. Hai. Și ancorele. Wow! Aventura asta să înceapă. Wow! Cum trecem? Serios? Uite cum așteptăm toți să trecem pe o bârnă atât de îngustă! Opa! Nu se duce bunica în apă, nu? Am emoții! Hai, mami, hai! Am emoții! Thank you! Cum e, mami? E bine, dar aici doamne pune să ne descalțăm, asta e foarte ciudat. Coborâm să vedem interiorul vasului. Hai. Look, cabins in front, with the toilets, bathrooms, the kitchen's over here. Bucătăria. Uite, frigiderul. Ok. Glasses, whatever you need. Plates. Pahare, farfurii. If there is something else, ask me or my wife. Aici e bucătăria, dormitoarele arată cam așa. Aici e un dormitor. Se vede deasupra. Wow. Aici ce? Aici toaleta, asta e toaleta. Care? Și în față ce fi? Aici e față. Nu e. E închis. Partea cealaltă. Aici avem un alt dormitor. Dar robinetul a spus spre cameră, trebuie. Și aici o altă baie. Da, cum ieșim? Gata? Închis. Dar de ce au zis ei că avem patru dormitoare? Mai zici cu ele partea cealaltă, nu știu sigur, o să întrebăm. A zis 4 dormitoare și 4 băi. Acum cere aprobarea să putem pleca, după care ne vedem de călătorie. Aventura începe fix din acest moment! Ne vedem de drum! Tati, hai grijă, să nu cazi! Și nu văd pe nimeni cu rău de mișcare de la mare. Ia priviți, au deschis frunza pentru a păstra echilibrul vasului. Vântul bate mai tare aici. Hai, Teo, hai!
terminat omul. Alesia, vezi aici? Bine, dar asta este primul meduză câștigă. Am aflat că mai sunt două ciormitoare. Ia să le vedem. Wow! Other side is just the same. Wow, da. Also has bathroom and toilet. Am aflat, tati, celelalte dormitoare și băi sunt acolo. Da. Și mai e unul în spate. Deci sunt patru, băi. Da, dar sunt ale lor, el locuiește aici. Și sunt, pentru croaziere mai lungi, se deschid toate dormitoarele. Dar pentru 4 ore n-au de ce. Pentru cei care dorm aici, se deschid toate. Avem capeluță aici, pe vapor. Și avem așa, ce ne-a dat, creamer. Ăsta face crema capelei, un fel de lapte. Ah, da. De cafea, da. Și zahăr. Mara, tu jos ce-ai făcut? În dormitoare ce-ai făcut? Ele deja și-au făcut pătuțul. Gu, 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 gu. Wow, e fain? Mara, dormi și tu cu noi? Da, vreți să dormiți? Da. Da, dar nu deschideți aici. Nu vreau să faci niciodată. Wow! Balonile! Păi mare! Se face rău de mișcare. Asta e camera băieților. Și asta e camera fetelor. Bravo, hai, cât de fain se vede marea. Wow, frumos. Undeva pe aici, că acolo e hotelul nostru. Mm-hmm. Am ajuns la ferma de scoici, de midi. Oh. Aici sunt. Ce-s astea? Cred că o să intrăm în apă aici. Ne-am întâlnit cu Agbaz și ne-am salutat! Salut! Uhuh! Iar noi pregătim drona! Și să ne băgăm în mare! Acum ancorăm barca. Opa, avem un cârlig. Acolo e ancora. Aici o leagă. Mara, tu ce faci? Eu aștept să mă bag în apă. Serios? Da. Wow. Hai, tati, și-a zburat Alvina. Unicu a sărit. Pregătit de not? Pregătit! Și drona? Drona stă acolo? Ia uite pe bunicul! Wow! Și! Wow! Cum e, tati? Super! Wow! Super bunicu! A doua oară! 3, 2, 1, 3! Nu te faci, Teo? Nu! De ce? Uite, ai colac! Mara, scoate-te din colac și lasă pe... Și sare și Mara, abia aștept să văd, ea sare așa frumos! Și a sărit și de la 7 metri a sărit! Încercăm flui? Da, da, dar vreau ochelari. Hai! Cum se vede furtul? Wow! N-a fost întins. Știi că la sărituri nu ai voie cu ochelari, da? Da. Unu, hop!
Hop! În cap? Hai în cap! Acum Mara! Hai Mara! Hai. Întinsă, frumoasă! A dat de mâncare la păsări! Mara, frumos, elegant în cap! Masaj, masaj. Ne apropiem de Sveti Vlas, partea asta, și scrie. Dar ia priviți în față apartamente. Mare și munte. Acum trecem în dreptul hotelului, dar noi trebuie să mergem în dezebar, să luăm mașina și să ne mai plimbăm acolo. Uite hotel. Viteză. O mulțime de meduze aici în larg. Tati, filmează-le! Și meduze? Meduzele de aici ce fac? 1, 2, 3. Și? Vedem un vârst și ne aruncă cel mai departe. Și eu câștig mereu. Pentru pescăruși. Gata, am încercat să mă odihnesc aici, dar mie e mai rău. Se funcționă mai tare barca. Ia să vedeți marea cum e. Wow. Cum e de aici? Wow. I. Hai bebe, pune lui pe tine. Și gata, mergem. În curând acostăm și ne ducem pe uscat, sper să nu mai fie rău. Pentru copii am făcut-o. Acum debarcăm. Haideți! Hai, mami! Dificil! Nu mai pot. Am vorbit la telefon și cu cel care ne-a închiriat barca, nu cu șoferul, și știți ce mi-a zis? Trebuie să bei acum un pahar de Coca-Cola și o să-ți revii. Și am zis, chiar am o doză de Coca-Cola în mână și că bea-o ca să-ți revii. Da, în sfârșit e bine cu picioarele pe pământ. Parcă trece din amețeală, dar totuși. Noi restul suntem ok? Și iată aici, o brioșă. Super adormită, a dormit în mașină. Am pus-o în căruțul lui Alessio acum, după ce am coborât toți din toate mașinile. Hai la piscină, că vreau la piscină! Și Alessio în căruț. Ce-au adus nou la hotel? Granita. Teo întâi le gustă să vadă ce arome își pune. Eu mi-am pus așa roșie de căpșună, mi-am pus și eu să gust un pic și nu am vrut căpșună. Mi-am pus doar albastru și portocaliu, care s-a făcut verde. Hai să vedem, Teo, ce spui. Albastru nu mai e mult, să știi, și foarte bun. Eu mi-am pus silver, mi-am pus întâi portocaliu pe albastru. Super! Wow. Câte culori! Uite, țipa-i de acolo dacă vrei. Merg repede să o șterg febrii. A făcut super multă baie astăzi. Dar și fetele au fost de cum am ajuns numai în piscină. Primuța la căldurică. Mara și Teo sunt încă în piscină. Hai, gata! Salut! În seara asta, fără sushi. Fără. Doar cu mâncărică așa, din ce se vede. Wow, ce bine arată asta. Chiar arată foarte bine. Cu ce ar fi? Pe tort. Gustăm una? E polenta, e mamăligă. Mamăligă, polenta. Iar acum pe seară, spectacol de magie. Bună seara, România! Yo, bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ai venit la spectacolul nostru, The Magic Show of Life! Pentru că ea a primit desenul de la magician.
Gata spectacolul! Începem ziua. Lucrăm la un fagure de miere. Fetelor le place mult și pentru asta le ajut și eu cu... Wow. Mara o să fie încântată. Ciocolata caldă, e gata. Bună dimineața! Dimineața! Ce faci, tati? Deja ai mâncat? Da, da. Acum pun și eu, se încarcă? În 14 minute. Super! Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Omlețele? Da, hai să luăm. Repede, repede, că se închide masa, e aproape ora 10. Te ajut? Una. Ajunge una, crede-mă. Eu mănânc una. Singură? Da. Bine, atunci mai dă una. Ne pregătim să intrăm în piscină, am luat micul dejun. Pentru un super challenge, la ora 12 vor să adune peste 100 de oameni în piscină să facă o poză. Toți participanții vor primi premii, probabil un cocktail pe care se poate da gratuit de la bar. Corect. De una se întâmplă asta și Mara a câștigat un premiu, un cocktail. Ce fac fetițele? Muzicăm. Bravo! Challenge-ul a fost în apă și sperăm că a fost 100. Numărați-i voi. Numărați-i voi. Ce ai câștigat, Teo? Ce ai câștigat? Un iepure. Un iepure. Și diploma. Dora. 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 Bravo, Dora. Ai voit, Dora. Dora. No, Teo. I can change it. Yes, ok, am ucis. Dar a doua oară e cu noroc, ia să vezi, că acum ți-a scris numele corect. Hai, vedem. Și, 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 și. Teodora! Yeah! Bravo, Teo! Dar tu ce-ai făcut? Ai făcut limbo sau ce-ai făcut? Bravo. Să ții mai pe spate. Ei, și de acum începe bălăceala adevărată. Pe dobogane! Și, au pornit! Iar acum Teo! Hai, Teo! Și... Iupi! Unde te-ai lovit? Aici! Bagă foarte mult cu viteză! Nu i-a mai păsat, a? Da, a fost scurt, nu ascultam așa că ceva. Au văzut că nu ne luăm, că ne împingem la final, știi? Mergem la masă? Să ne luăm și noi mâncare, de prânz. Ce avem noi? Mazăre. Hărbi. Așa, pește. Iar aici pește, prânzeturi. Salam, și așa mai departe. Asta îmi place. Salate de tot felul. Acum... Așa mănâncă într-o joacă continuă. Poftă bună, mami. Mulțumesc, tati. Ce ai acolo? Alesia. Alesia, acolo toate smochinele de pe toate prăjiturile care erau expuse acolo. Să-i fac o surpriză, Teodori. Bravo, Alesia. Mulțumim, Alesia. Vin și fetele la masă. Cred că s-au săturat de piscină, sau de tobogane. Hai, fetelor! Aproape suntem gata să mergem la cămile, dar ia priviți ce avem noi în față. O furtună cu ploaie, cu tot ce trebuie. Și parcă a început să picure. Noi tot ne pornim. Vedem. Dacă avem noroc, intrăm la cămile. Gata, ploaie și mergem la Camel Park! Lovă! Numai bine. Și mai avem puțin, mai avem puțin, mai avem 3 km. Și din coace în consem de Camel Park, acum ajungem la el. Acolo ce scrie? 2,5, nu, tot 3 km. L-au pus și ei un loc.
Camel Park. Ce ai făcut? Camel Park în 100 de metri. Gata, am ajuns, acum să intrăm. Cine ne urmărește conținutul știe că am mai fost și anul trecut. Și mâncarea. Poftim, Mara. Hai? Hai, mami. Hello. Dacă vă mai aduceți aminte, anul trecut când am fost aici, erau și niște iepurași pe aici prin iarbă. Oare îi mai găsim și anul ăsta? Scrieți-ne în comentarii dacă credeți că îi mai găsim și anul ăsta pe aici. Iepuraș. The white rabbit from the... We took down. Am zis că l-au dus jos. L-au dus jos. Deci ați primit răspuns. Găinușe și bibilici. Bibilici, da. Precoz bibilici. Așa-s bibilicile. Nu pot să cred câți iepurași avem aici. Hai, mami. Hai, mami, ia să vedem. Ia, ia-i la mama, ia paharul ăsta mare. Priviți-l pe ăsta. Ăla mare era mare. Hai, mami, hai, dă-i. Bravo, mami. Sunt mai mulți iepurași decât anul trecut. S-au mulțit repede. Repede, că iepurașii. Uite, uite, sunt. Ioi, foarte frumoși. Vreau la ora mică. Ia privigii pe uși, dar ce drăgălași sunt! Dă-le mami să pape! Frumoșilor! Drăguților! Îi dau eu, mami, dacă ți-e frică! Ponei! Ia uite, tata, ia! Drăguțul de el! Uite, porumbei! Câți porumbei! Wow! Vino să vezi, uite! Mănâncă morcov de la nu cred! Ia, și tu, măgărușule! Gata. Mai am mânuțica ta. Hai, unde-l dai? Eu te să-l rup. Nu-l rupe. Nu-l rupe, lasă-l așa. Dar nu pot să-l ridu. Ia să vedem. Îl ia? Îl iai? Hai. Nu, nu văd. Ia, pune mâna pe ei, că nu se face nimic, uite. Uite. Vezi? Iepurași micuți, ioi, cât sunt. S-a pus mâna pe Udo. Vino să vezi că ți-ai aici oițe. Oițelor. Berbecuți. Wow, deci dacă nu veniți aici să vedeți niște iepuri. Uite ce mici sunt ăștia și pufoși. Ce drăgălași sunt ăștia. Cap de leu unii. Uite ăla portocaliu e cap de leu. Mhm. Cred că iau de vânzare aici. Aici e oțeluș o grămadă. Cuțu, cuțu. Iar căprițe. Auzi că ții. Ce frumosule. Sunt salvați ăștia. Da. Ești rănit. E lovit. Ce faci, drăguțule? Frumosule. Ce ești țap. Uite țapii. Uă. Ce faceți, măi? Ce faci tu? Bun. Păunițele sunt din coate, ia să le vezi. Sunt așa, necolorate, albe. Cele masculul de prățile, uite ce coadă are. El acum este cel mai frumos dintre mascul. Și l-au lăsat aici la femele. Wow, ce fain e. Mulți, mulți mai sunteți, mulți mai sunteți. Gata, acum fetele urcă pe cămile. Mara va călări cu Bri, iar Alessia cu Teodora. Și tati va ridica drona și vă va arăta din aer tot ce se întâmplă aici. Eu cu Alessia. Ok. Alessia e în față. Ok. Nu mușcă, de două bite, ok? Here, ok, this little one, with you, ok? Super! Sunt legate una de alta. Te ții bine. Se țin. Singură oară? Da, uite acolo.
Cum a fost, fetelor? Acum am făcut și poze, două. Super. Bravo. Sus picioarele, sus. Thank you. Bravo. Super. Alegem pozele. Acum mă uit pe care să le iau și asta e frumoasă, dar mă uit mai încolo, poate. Gata. Noi am plecat, dar am rămas cu cămilele. Voi, fetelor, ce cămile aveți? Mov. Iar Teuța? Portocalie, galben. La fel ca și cămilele adevărate. Gata, coborâm, luăm și pălăriile, tati? Hai, te rog. Și mergem la mare. Astăzi n-am ajuns în mare, dar recuperăm. Pe cum? Am fost în piscină, am făcut challenge-ul cu 100 de persoane, am fost la Camel Park și acum m-aș duce în cameră și m-aș culca, dar bineînțeles că nu se poate cu voi. Voi toată ziua vreți provocări, challenge-uri și să mă puneți în priză. La distracție, mami, la distracție. Așa în vacanță. Așa voi la distracție. Distracția voastră, oboseala mea. Am ajuns la mare și pregătim zona de relaxare. Este o plajă fără șezlonguri. Toată lumea își așează umbreluța și rogojina. Priviți plaja. Fără șezlonguri. Fără șezlonguri. După o scurtă masă de dintre mese, tati a plecat la plajă și pregătește acolo un challenge. Ia priviți-l. Iar ai noștri acum coboară toți. Iar eu în urma lor cu filmatul. Tati a zis că nu se apucă de challenge pentru că trebuie și el filmat, un fel de making of, până nu ajungem noi. Ghiciți ce am întârziat atât de mult încât tati s-a hotărât să facă singur toată treaba și noi doar să ne jucăm. Yay! Un loc gol, Teo deja a ajuns. Ascunde bomboane, jucării, cum ai vrea să ajung acolo în castele. Hai, tati! Tati vrea cât el este să ducă această găleată cu nisip acolo. Tu să faci deja. Așa, mai, repede. Așa, Mara, bravo! Pe care o să vedeți voi în curând. Sau poate ați văzut-o deja. Cine știe cum postăm vlogurile, în ce ordine? Punem bombane la găletușă. Și ia privit. Un întreg arsenal de castele. Câte bomboane ai pus aici, tati? Multe. Trebuie să fie și găleți goale ca challenge-ul să aibă sens. Super sport. Doar într-o găletușă sunt 3 bomboane. A venit și Daniel, ajutor de bază. O pui goală? Vezi bomboane la degetul tău. Gata. Înceapă provocarea. Și tati mai face 5 găleți goale. Challenge-ul s-a încheiat, iar acum o baie în mare. Așa, pe seară. Wow. Haide, tati! Gata! Bravo, Fanny! Mara e la poze cu Fanny și noi să intrăm în mare. Mi-am făcut mâncărică, am aici puțină salată, mi-am luat un desert, gust și niște sălățele din astea. Vrea cu stă? Eu pe desert. Și așa luăm noi cina la 9:30. Salut! Astăzi încep un vlogul cu un unboxing. Mult dorit! Bună dimineața, mami! Nu vrei să te arăt pe vlog? Bună dimineața, nu că am treabă, eu încarc clipul pentru astăzi, ca voi să aveți o nouă poveste și azi. Foarte bine, mami, foarte bine, lucrăm în echipă. Eu nu reușesc să desfac. Să vedem ce avem aici. Ce avem noi? Wow. Uite cum îi vin lui pachetele și în vacanță în Bulgaria. Ioi, câte sunt. Insta. Ce Insta? N-a pus. Ce ăla? Nu cred. Ia, primește. Ăla care au zis că nu ți-l trimit? Da. Ăsta, mami. Ce e ăsta? Zi și mie ce-i poate fi ăsta. Firul ăsta. Nu știi ce e firul?
știi, de aici. Pentru Instagram sau ce? Da, pentru Instagram. Foarte fain. Continuăm unboxing-ul? Nu pot să cred. Punem înapoi și arăt piesa centrală. Wow! Să vedem. Ce e ăsta? Ah, da, un stabilizator. Preia vibrațiile atât pe partea verticală cât și pe orizontală. Vreți să-l vedeți? Nu. Nu. Asta e camera, mami. Wow! Asta e jucăria. Destul de grea. Are ceva lentile lipite deja. E kit. Așa am cumpărat, am luat kit cu lentile de protecție. Super. Să vedem ce avem aici. Încărcător. E pur simplu. Da, e un fir. E o pus aici. Cred că așa se bagă. Da. Super. Cam asta e. Stai că mai avem ceva. Sticăre. Cred că e o cărpiță de șters lentilele. Da. O cărpiță. Interesant. Abia aștept să fac proba. Hai. La probă. Nu trebuia să fie rotundă ca să filmeze 360. Bună dimineața! Ia privită pe măruța! Nou vlog! Fetele sunt gata, pregătite de plajă. Ce sunt astea? Bine. Am pornit într-o nouă aventură. Mergem către un mare aquapark din Nesebar, în care fetele se vor distra de minune. Sau așa sperăm. Vă veți distra, fetelor? Acolo e! Nu s-a văzut clar, dar se aude reacția fetelor. Oh my god. Noi trebuie să ajungem la un giratoriu, să întoarcem și abia apoi ajungem pe partea parcului. Și se vede. Mamă, și nu pare foarte aglomerat. Ia castelul cu tobogane. Nu cred. Ai sosit. Full. Câtă lume e la coadă. Vira. Foarte aglomerat. Vira. Mami. Gata? Gata. Am luat prosoapele pe ultima sută, așa că plecasem fără ele. Și acum încercăm să intrăm. Este super coadă. Abia am găsit un loc de parcare, era singurul aici. Dani l-a ochit din mașină și a zis: "Dă-ne drumul." Portarul nu voia să ne dea drumul, a zis că nu mai are locul. Și a zis: "Am văzut noi unul." Și gata, intrăm. Adică mergem să luăm bilete întâi. Ce avem noi aici? Oh. Wow. Vreau să stați și pe... Hai să zic pe care mi-e frică. Ăsta mi-e frică. De 12. Vedem. Ioi, câte sunt acolo. Cum e, mami? 130. Mami, s-a rezolvat? S-a rezolvat? Brățărică? Avem brățări. Fiecare dintre noi, copiii au primit galbene, adulții negre. Mara e tot adult, are peste 1,30. Și plătește bilet întreg pentru că se dă pe toate toboganele. Și gata, suntem pregătiți. Avem camera aici. Ia priviți-o. Să vedem și cum se vede. Și gata, suntem pregătiți. Avem camera aici. Ia priviți-o. Să vedem cum se vede. Tati are o nouă jucărie. Tati are o nouă jucărie venită astăzi. Am văzut eu o tranziție pe YouTube. Așa. Mergea așa prin apă. Așa. Și a făcut cumva să pară că peste tot e apă, așa. Păi asta e. O să vezi. Și la noi. Intrăm. Am intrat? Am intrat, să-mi pun și brățara, dar după ce găsim șezlonguri. La umbră, dacă se poate, mai fac și mofturi. E atât de aglomerat, nu mă așteptam. Wow! Ia priviți-i! Super! Am intrat, ne căutăm locuri acum. În sfârșit am găsit 3 șezlonguri libere. Super! Cum e apa? Bine! Trebuie să ne obișnim întâi cu ea și pe urmă să începem toboganele! E rece! Și... Nu! De ce ai făcut asta? Să faci tu! Hai, Teo! Ce fac fetițele? Bine, eu de Brianna, ce-i la tine?
Urcușor mic. A fost fain? V-a plăcut? Da! Hai, educație frumoasă, fetelor! Alesia, pregătită? Da! Cum e tăia? Aici nu mai ajung, ia! Tata, ia te ia! 3, 2, 1 și... Ana, opa! Nici bine, n-a început bălăcila, că... Bălăcila! Bălăcila, că deja cu tine islangheța ta! Aici e capătul. Avem aici ce avem nevoie. Și mergem sus! Și se așteaptă. Pentru că mai sunt vreo două nivele pline. Și să vedeți cu cine ne-am întâlnit. Aici, la etaj. V-am prins! Papadale! Hai! Lasă-te în vitoare! Ia să-l vedem! Acolo! Și acum noi! Hai! Gata? În 3, 2, 1 și am plecat! Față-ți în vitoare, Mara! Față-ți în vitoare! Unde? 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 Hai! Hai că e fain! Așa ceva! N-ai cum! Cum a fost, Mara? Super, am mai vreau într-o dată! Hai! Wow! Acum mergem pe unul și mai tare! Mai vreau! Amitate! Dacă n-am voie, nu mă duc! Hai! Și-am plecat! În așa ceva ne-am dat! Wow! Acum e rândul Marei! Hai, Mara, hai! Cabul pe spate! Deci așa e! E o nebunie! Și Daniel? Mamma mia! A fost super fain la Valea Galben, nu m-am lovit absolut deloc. Mai tare m-am lovit la cele de la hotel. În schimb, acum vom încerca altă zonă. Ați văzut harta la începutul vlogului. Au foarte multe tobogane. Și aici stăm la rând, dacă l-am colat. Hai, mă rog. Da. Ce zici, Mara? Vreau pe ăsta și pe ăla. Hai. Ia, priviți cobra. Wow. Ce e aici? Mara. Și noi vrem acum să mergem pe acela. Acolo, dacă se vede. La tuburile acelea cu mov, portocaliu, alb. Aaa, și sunt tuburile alea colorate, Mara. Da. Uite, au culori. Ioi. Mamă, de unde vii? De sus. Ioi, de acolo vii și ajunge aici. Super, fetele au hotărât să meargă să caute toboganele pentru ele. Hai să mergem. Fetelor. Am reușit să facem rost de colace și Mara ca o domnișorică, eu car și Mara merge, singurica. Mara, dar nu vrei să ții colacelul? Hai, lasă-l iau eu, merge. Acum e cu senzații tari. Aici sunt aruncați, nu-i vrea nimeni. I-a privit, de aici începe nebunia. Și gata, l-am găsit, ăsta este tărâmul piraților. Unde fetele se pot da? Hai, fetelor! Gata, fetele urcă și-și aleg toboganele! Uhu! Hai, Teo! Hai, Alesia! Hai, Bri! Teo s-a dus cu Bri la toboganul verde și-au pornit! Să le vedem când ajung! Unde sunt fetele? Iată-le că vin! Vin, 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 vin! Sunt aproape! Hai, Bri! Bravo, Bri! Și Teo! Uhu! S-au dat! Cum a fost? A fost Bri? Vai! A
în 10 minute și nu ne-am mișcat de aici. Dam, dam. Eu merg așa pe rândă, văd ce e și care se poate fără colac și mă dau dacă e sport. Hai, du-te. Fetele urcă acum pe toboganul roșu, cred. Uite-le, sunt acolo. Se vede vesta galbenă și se duc spre ăsta roșu. Uite pe Teo. Ia să vedem acolo, trebuie să iasă. Bravo, și Bri? Da. Super! Alesia, haide! Haide, e super! E mica, Alesia! Fetele au plecat! Unde se duc oare? Hai să le vedem, se urcă pe plasă! Bri și Teo, pe locul din Zada! Star! Super! Și pe ăsta verde acum! Ia-l pe Bri! Hai! Alesia coboară pe stern, a vrut să se dea pe nimic! A venit Mara! Și ia de pe Bri! Mana, m-a dat pe ceva super tare! Serios? Și încercăm aici! Ia, priviți ce-i în față! Le frică! Ține-te! Și! Wow! Wow! Așa ceva i-a primit și aici în spate! Mara e supărată pentru că nu a mai putut aștepta acolo. Eu m-am dat cu Daniel pe ăla care nu te-au lăsat pe tine. A fost horror! Mai bine că nu te-ai dat. E senzația aia că te lasă în jos. Wow, ce e aici! Pe care vrei? Hai! Wow, ce fain sunt! Vedem? Hai! Este la rând! Asta e faină, așa pe vârf. Ia, ce avem aici? Niște copii care se joacă și ne scot ochii. Salut, Teo! Teo se dă pe ăsta cu galben, maro și rem, cu roată. Toboganul pornește de acolo, de undeva. Vine așa și aici e ieșirea. Și iată pe Teo! Da? Da, mai mică decât pe lipa, da. Acum să vedem dacă vine tati. Vine tati, dar e Teo! E tati! De unde e tati? Și iată și pe Mara! În ce lucruri interesante ne mai dau? Te dau un asist. În care? Cred că sunt libere. Marea problema lor este că e foarte aglomerat. Efectiv, nu poți să te dai din cauza faptului că sunt foarte mulți oameni. Trebuie să stai la rând, peste rând și așa mai departe. Dar știți că în partea aceea am renunțat. N-avea rost. De aici ne continuăm călătoria, să zic așa, către ieșire. Ia priviți ce e la ieșire. Aventură! Chiar o aventură! E foarte aglomerat. Toată lumea trebuie să predea brățările. Cam. Asta e aventura. Gata, avem pozele. Una. Una și bună. Predăm. Gata. Nu ne-am vrut să o păstreze aici, Bri. Vreau să rămân aici. Am intrat în magazin să-i luăm repede biriani, ceva de îmbrăcat, că nu are nimic. Am găsit și hainele. Bri, nu e mai de rochie. Hai să mai căutăm. Gata, Teo și-a luat. Cine e acolo? Io! Ai găsit vreo Bri și dacă tot eu iau mai groasă să meargă la grădi cu ea. Perfect, super. Arată foarte frumos la rochea Teodorei, dar sunt pentru un an. Wow! Păpușa asta stă aici de anul trecut. Și mai e una asta. Pentru că uitați cât costă, cât se leva.
Mulți le va. Nimeni nu te va nici eu păcușă așa de scumpă. Am luat fetelor haine și lucruri necesare. Iar acum ieșim. Mergem la hotel, ne e foame. Avem aici. Am ajuns în resort și e petrecere la masă. În stil bulgăresc sau eu știu. Ia priviți cum s-au îmbrăcat fetele Teo și Alessia. Ce ținute au! Superbe! Și dansatoarele. Muzică tradițională din Bulgaria. Toată la masă. Avem trupa de șoc? Unde merge trupa de șoc, așa pe final de vlog? Ioana are șosete cu sandale. Wow, las că e bine. Mergem în parcul de distracții. N-am fost nicio zi, este a șaptea zi. Nu am reușit să ajungem. Mergem jumătate de oră și ne întoarcem. A început distracția! Ce bun zi! Aglomerație mare! Hai, bebelușilor! Hai! Eu vreau un dragon! Hai! Apagal! Fetele la dragon! Haideți! Și, 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 și! Super! Bravo! Fine! Până acum era doar cum am îmbrat, Brian. Pentru Brian a fost pentru prima dată când s-a dat singurică, de fapt cu Mara, dar nu cum am îmbrat. Hai, Mara! Și Brian! Ca de fiecare dată când venim în Bulgaria, venim aici la domnul, la Tramulina. Hai de Bri! Bravo, Bri! Bine, Bri! Bravo! Așa! Iubi! Și gata, Briana! Hai, urmează Alessia, după care Teo. Hai, Briana! Hai, Alessia! Iubi! Bravo, Alessia! Și Alessia! Uo-ho! Și rândul Teodorei. Iubi, bravo Teo. Începe distracția. Și Bia, te-am prins. Am ajuns la hotel. Ne-am lăsat șlapii aici de 421. Camera. Începem ziua cu ultima masă de prânz aici. Tati, mâine mâncăm și prânzul aici. A, da, mâncăm și prânzul. E mai bine atunci. Așa începem noi vlogul de astăzi, la masă. Salut și bine ați venit la un nou vlog. Acum totul e așezat, deja oamenii sunt și încep să adune din alimente și vreau să arăt mai repede cum sunt ele așezate, neatinse. Legume, salate. Da. La prăjitură puteți să vedeți câte curate sunt și ce frumos arată. Acolo e tort. Și deja e atins.
Acum încercăm să ajungem pe plajă. Este ultima zi în care vom merge pe plajă, așa că o să încercăm să profităm la maxim de vremea frumoasă și de apa caldă. Hai. Haideți! Bună, Mara! Bună! Eu mai voiam să stoc, că mâine plecăm! Dar pleci cu codițe frumoase, scripicioase, să vedem ce se întâmplă cu ele după ce le bagi în apa mării. Mai faci și baie? Miros foarte bine. Mi le-o dau cu ceva... Nu știu dacă era uleios, de căpșuni. Și e dintr-o singură ață, pornit așa de la alb până la roz, toate culorile astea. Foarte faină. Bravo. Pe fața ta ce s-a întâmplat, Măruța? Aici, 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 mi s-a luat pielea. Arsă. Ars, da. A uitat să se dea cu cremă pe față, la fel ca noi toți în prima zi, și în prima zi s-a ars. Și de atunci trage. Uite și aici un pic, pe umeri. Dar astăzi te-ai dat cu cremă sau urmează, Măruța, să te dai cu cremă? Păi deja sunt așa, ce să mă mai dau? Nu e bine, trebuie să te dai, chiar dacă ești dar. Mara se dă într-una cu cremă hidratantă pentru să-și regleze pielea de pe față, dar trebuie acum și cu cremă de protecție. Suntem de plajă și ne dăm toți. Ce faceți acolo? Astăzi suntem puși pe farse. Mara, tu? La soare iar te-ai dat cu cremă? Nu m-am dat. Păi să te dai. Ce frumos se văd astea albe. Ce farse, tati? Ce vrei să faci? Să pui rogojina aici? Da. Ești ce? Nu ai. Rogojina e la ei, deci n-ai peșina păcălită. Punem noi altceva, un prosop. N-avem. Rochia lui Mara. Rochia mare. Și cam gata. Decât să pun rochia în groapă și să o murdăresc, mai bine aștept să vină ei. Și cer repede rogojina, o aduc repede, punem acolo pe destină să așeze. O să vedeți în scurt timp ce o să ne iasă. Pune colțul ăla de acolo. Dă-te. Bia, pentru tine. Scuze. Ne-a ieșit farsa. Ne-a așa, Bia? Și acoperim. Ne gândeam, dacă o puneam pe Alesia, să vezi plânsete după aia. Zic bunica, da, dacă și-o dislocat un șol, bunica. Aici băgăm înapoi. Salut, Teuța! Ce faci, bebelușa? Nu ești bebelușa? În apă! Cui, Măruța? Iată, am plecat! Bine, Briuța! A început să plouă, așa că suntem nevoiți să mergem de la mare. A fost ultima baie. Anul acesta. Ce seară? De asta am plecat. Ia privit, pe jos se vede cel mai bine. Că plouă. Și toată lumea vine. Poate vede mare cum plouă, pic. Hai, 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 repede, repede. Hai că avem bebelușii. Mergem la cazare. Mergem la masă, la o prima masă, ne avem și rezervare la ora 8 la la carte, să ne e foame acum. La rezervare oricum au loc doar 2 adulți și 3 copii. Și vedem. Bianca a zis să lăsăm 2 tătici cu 3 copii să meargă la la carte. Să fiți o familie din asta modernă. Vriuța! Da, mie. Te-ai uitat toți? Da, fără Mara, Mara nu știu unde s-a dus. Politicoi, da, fără bunici. Solo. Mara, hai la sushi. La seara asta avem iepure.
Uite că ești fragile în cadă. Ce ți-a pus? Uite ce mi-a pus mie din iepure. Tot ce vezi aici e iepure. Nu cred. Uite să-mi spună, că spune. No, nu mai vreau. A, nu vrei. Au, sushi, 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 sushi. Asta e zucchini. Ia, mami. Dar și se apreta o prună uscată și neapărat prosciutto. Vreau icre. Au icre în seara asta, icre. Următorul prank pentru cine? Pentru Dani. Pentru Dani. Avem sarea, sarea pregătită. Suficientă. Și facem prank și lui mami. Piersici. Pentru Dani piersici cu dedicație specială. Și cola pentru mami. Și cola cu mult orez. Trebuie scos orezul. Hai, scoatem orezul. Altfel se prind. Deja n-am achitat? Da. Ce-a spus? Mă, sare. Bine? Nu, n-am putut la Cristi. Am încercat la Cristi, dar nu ești. Zahăr. Are sare? Ai filmat acum? Degeaba ai mai făcut. Da, de ce? Dacă nu filmezi. Da, am filmat. Data viitoare, al treilea prank poate ne iese. Mara, bei. Mara, ce bei? Bricola. Bricola. Nu merge. N-a, se vede. Da, gata la. Da, da. Vede soarele la fund. N-are nimic. N-are nimic. Petate să te arăt ceva. În primul rând. Ce? În primul rând, ne-au făcut ei prank nou. Să-ți aduc un pahar de cola. Să vezi ce prank. Poftim. Au reparat-o. Tam, tam. Au reparat cola. Dar mai bine nu, baby. Ce e, Bri? Fiu. Mai bei cola. Mai bei cola. Așa e cola toată seara asta. Teo s-a frip și ea, deși a pregătit prank-ul împreună cu tati, dar a uitat, a venit la mine și m-a întrebat: mami, asta e cola ta? Și eu zic, da, bea! Și a băut, dar nu era camera pornită și a făcut, aaa! Cum ai făcut, Teo? Wow! Și gata! Oamenii a fugit, i-a văzut că se ceva să vadă, fugi și ea. Singură. Bri! Stop! Da, le-am văzut. Dar tu ai văzut artificiile? Da! Încercăm acum să mergem cu toții într-un alt parc de distracții. Am găsit fetele. Haideți, fetelor, mergem? Da! Am hotărât să mergem la parcul de distracții cu mașina noastră. A noastră, taxiurile ne luau mult prea mult, un preț nejustificat. Ne ajungeau 80 de euro. 80 de euro. De 400 de lei am scos mașina. Aici am mai fost și am făcut poze de acum câțiva ani. Doamne, m-a inspirat când am făcut acest lucru. Wow, ia priviți, ăsta a dat peisaj. Așa, da. Hai. Mergem. Ajungem în partea de distracții. Ia uite-le. Privite-le cum cap. Și arată parcul. Dragonul. Hai, închide. Nu. Nu puteam, mă, cu bripes. Mai bine nu mergeam. Gata, pregătiți? Oh, se duc în spate. Sunt acolo. Tati, e cam dispar. Și gata. Acum îi dă înapoi! Ăsta a dat prank pentru mine! S-a dat foarte încet!
Cum a fost, tati? Eu nu mi-aș fi dorit asta. Tati credea că mă înfiletează pe mine să mă dau. M-am dat an la rând, acum e tura ta, tati. Prank! Mi-a făcut și Alesia un prank. Hai, măruța! Acolo mergem în față. La pirați! Mai țineți minte vlogul? De anul trecut? Aici, în parcă. Tati a venit cu bunite aici în parcă. Iar distracția începe mult mai tare din acest moment. Eu nu mai pot să mă dau. Cu legănușul! E încet, vezi ce încet e? Era tare dacă stăteai acolo, dar aici e cel mai încet. Față în față toate, e super! Ca să înțelegi cât e de puțin, atâta e! Să le văd reacția de departe, de la distanță! Asta este corabia lor! Ele sunt fix în centru! Iată fetele! Anul viitor, tata, anul viitor! Gata! La mașinuțe! La... Mara aici. Cine mai vrea aici? Cele mari acolo, Mara și Deo. Iar cele mici din coace deja s-au urcat. Și Alesia pe căluț. Bravo. Briana e aici, iată pe Alesia pe căluț. Nu mai țipa, Bri. Bri, nu țipa, Bri. Bri. Hai, Deo, Deo a coborât din carusel. Super. Fetelor? Începe distracția. Hello! Iar din coace avem fetele mici. Pe Alesia, pe căluț și pe Briuța, pe mașinuță. Fetele au adormit. Nu știu dacă se vede. Mai avem aici în camion. Fetele dau startul competiției. Primara cu Teo. Distracție după distracție, așa e, fetelor. Fetele în centuri. Start. Tada. Iubi! Gata, fetele, gata, gata? Gata, mergem! Eu mai voiam o dată în pirat! Mai venim și la anul! Și eu mai vreau un pirat! La anul! Mara și-a înghețată cu Oreo, zmeură și bomboană. Ia! Crema! Te dare, doamna. Abia aștepți, așa e? Ia să te lasă. Chiam și gata de ispit? Oh, uite așa, trebuia să iasă. Și gata. Cum e, Mara? Gata. Și pufuleți cu gheață carbonică. Ăsta sunt preferații mei, să știu. Da? Magic! Wow! Magie! Mă aveți grijă să nu vă frigeți. Așteaptă, așteaptă, așteaptă. E rece rău și te arzi. Ia, cred că și eu mă ard. Mai bine nu pun mâna. Treaba ta? Încă una. Wow. Și magia continuă. Alo, Alexia. Are mult gheață.
Sincer, e prima dată când văd cu atâta gheață carbonică. Să fie, probabil n-are prea mulți clienți. Și ultima. Pentru Bri. Mulțumim. Cu mare grijă. Niciodată nu am văzut așa multă gheață carbonică. Ia uite și la Bri, ce tare a fost. Mai bagă unul, Bri. Ia, ai văzut cum scoate pe nas? Mhm. Pa! Și Alessia Dragonel. Dragonel. Țup, țup. Am ajuns la hotel. Gata distracția pentru fete pe seara asta. O să ne luăm la revedere de la verișorii noștri. E mâine dimineață la prima oră vor pleca. Au avion. Trebuie să meargă în Austria. Da, imediat după ei. Dar până una alta mai luăm ceva de păpică. Wow, ce fain e asta. Teul la bomboane. Briuța, iaurțel? Gata? Către aeroport. Neața, gașcă. Dimineața, ne luăm la revedere. La revedere. De unde trebuie să arăt ce frumoși sunt ei toți aici. Italia. Le vezi că un el, Alessia, nețător. Pa, pa, pa. Azi, cu drag, la revedere. Dani în față acolo, ia. Uite-l și pe Dani. Da? Ține acolo. Domnul Iisus cu noi. Acum mergem la aeroport, la drum. Neața, fetelor. Neața. Poftă mare. Din nou. Ia privit la brioși. Brioși ciocolatos. Hai să-l step. Tati face miniatura. Și urmează prima provocare de aici, Nelisor. În ultima zi, de fapt singura. Atât am reușit să facem. Restul am reușit să vă arătăm zilnic ceea ce am făcut. Am făcut vloguri. Vloguri minunate, de o calitate extraordinară. Știm asta pentru că voi ne-ați apreciat foarte mult, atât prin comentarii, cât și prin like-urile voastre. Urmează să ne facem bagajul și ușor, ușor ne pornim către casă. Către Brăila, inițial mergem la bunica. La mol. La? Mol. La mol. Mamă, au o grijă. Asta la codițe. La codițe azi. Scrieți-ne în comentarii dacă vreți să-i facem și Teodorei codițe. Da, 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 da. Și tu vrei codițe? Ale lor o să se scoată mai târziu decât ale mele, care mele sunt făcute de alaltă. Ei, da. Depinde cum sunt făcute, Mara. Dacă sunt făcute bine, poate să reziste mai mult decât ale lor. Da, depinde. Lăsați-ne în comentarii. Ce părere aveți voi? Codițe sau fără codițe? Eu aș zice fără, fără. Cu codițe, nu vreau la mol. Cu codițe. Fără codițe. Așa, bravo, Bri. Deci tu nu vrei codițe, Bri? Nu vrea. Gata bagajele, după o oră și jumătate. Avem foarte mult bagaj. Asta datorită faptului că suntem cu... mașina! Mașina, mami. Cu avionul nu puteam lua atâtea. Noi am crezut că vine iarna. Priviți câte geci avem. În România echipamente, aparatură. Și aici. Și cutii de la aparatură. Asta le lăsăm aici. Haideți, cu bagajul la mașină. Hai, tati. Puși tu primul. Fetele mele. Fetele ei. Ce cu fetele tale, Bri? Camera aproape e goală. Ghiciți cine cară bagajele la noi. Ia priviți cine cară bagajele. Mara și Teo. Tatea a cărat primul rând. A rămas la mașină și de atunci toate celelalte au fost cărate de fete. Mami a rămas în cameră cu Bri. Pa! Super! Asta pentru că niciuna dintre fete nu a vrut să rămână ea în cameră cu Bri. Vrei să uite la fetele? Hai. Super! Camera a rămas destul de curată, mai sunt astea de luat, tableta, încărcătorul, telefonul mare, cartela s-o predăm. În dulapuri nu mai e nimic, dar am găsit eu. După ce tate a strâns toate bagajele exact unde ducea, am găsit haine pe sus prin șifonier. În baie totul e în regulă. Am lăsat curățenie, prosoapele trebuie schimbate, oricum le schimbă. Ăla cu vaporul? Da. Super. Și reclamă în bulgară. Aventura asta să înceapă. Am emoții! A
aventura începe fix din acest moment. Mulțumesc, prietelor, mulțumesc. Îmi place culoarea la mașina din spate. De ce? Eu vreau roz. Roz? A rămas valabil ideea de a schimba culoarea mașinii? Rău. Da. Mai vedem. Între ultimele bagaje. Hai, ultima tură a fetelor. Tati trebuie să vină și el. Sunt grele? Mara, ridică. Ai mai făcut tu o boacănă azi. Nu e chiar grea, să știi. Gata, mai rămas una. O ia tati. Și brioș. Trebuie să mă încalz. Brioș, stă-i-te la Erica acum. Una cu soita la fetele, la noi, cum zice ea. Mai avem telefonul Marei. Hei, ce faceți? Bri, ce mi-ai zis mai devreme? Ce ai zis, mami? Ce mi-ai zis? Te uitai la Erica și ce ai făcut? Dat like. Like? De ce ai dat like? Like. De ce ai dat like, ia zi? La Erica. Păi nu, dar de ce? Briana a dat like pentru că a cerut mami. Hai, mami, că trebuie să ajungem și acasă. Avem drum lung, haideți! Coditele mele! Bri a luat telefoanele. Am cartela, cardurile de la prosoape. Să mergem! Hai, Teo! Teuța, dă-te jos! Pot să încarc eu telefonul, că mi s-a descărcat. Nu e același fir. Hai să mergem. S-am lăsat paharele acolo. Da, foarte bine. Hai, le ia, doamne. Sigur, nu mai nimic? Așteaptă aici, cu prosoape, cu tot, să curețe și să reîmprospăteze camera, să rearanjeze prosoape noi. Când le schimbă zilnic, le lasă pătrat, strânse normal, dar când trebuie să vină unui client, sunt făcute sulași. La pa camera! Bye! Trei de camerele, mami? Acum. Toate camerele. O predau pe noastră, cardelele de la celelalte două le-am predat dimineață. Dar aici am toate prosoapele. Mergem la prânz, Teo? Ți-ai luat prăjituri? Bri? Masa noastră e acolo, dacă vrei să lăsați prăjiturile. Mergi și o să vezi... Ultima masă. Ultimul prânz aici, în vacanța aceasta. Florex. Doamne ferește, ultima masă. Sunat creepy. Deci, ce mă? Meleg. Hai că eu întâi vreau să arăt așa, că-s neatinse. Arată foarte bine toată mâncarea. Să vă prezint. Afară, am ales o masă. Wow. Astea îmi plac mie, ardei. Paste, copanele, Teuța. Cum e? Vrei? Hai, ia-ți un copanel. Te ajut, dă-i o farfurie, Bri. Pe partea asta avem fructele din nou. Multe și frumoase, poate luăm banane pentru drum. Bebeluș, legumele, salatele. La salate? La salate. Hai să vedem și aici. Păstăi, eu vreau păstăi astăzi. Mara, cum e? Ce-ți alegi? Cartofi și pizza? Să nu te îngrași, Mara. Tati și ea pizza. Gata. Mai avem în continuare mâncare care seamănă cu cealaltă parte. Aici. Aici avem brânzeturi, pește și salamuri. Peștele. Brânzeturile. Faguri de miere. O să-mi iau niște faguri. Salamurile. Măslinele de toate felurile. Și câteva murături. Sau mă rog. Ardei, castraveciori, murături, porumb, porumb din aslalt, muguri, năut, fasole și sfeclă roșie. Nici de data asta nu le-am prins neatinse. Cineva a luat din tort. Și de aici. Eu n-am mâncat niciodată tort. Nu prea am mâncat deserturi. Că nu prea mai place dulcele. Și aici. Pur secur. Nici din astea n-am mâncat. Dar ce n-am văzut astăzi e un stand fel de fel de alune, semințe, nuci, semințe. Ia să vedem, mai este? Se pare că e doar seara. Acolo trebuia să fie. Și nu e. Aici avem laptele pentru bebeluși. Și acolo înăuntru, vedeți cum se face toată treaba. Wow! Asta la salate trebuie să fie. Ce vedeți voi acolo? Mama. Da, mama! Nu e iute. Nu e iute. Da, cred că salatele pe care le-am văzut că se prepară în bucătărie sunt pentru diseară. Tati, desert deja? Mă duc să-mi iau și eu ceva de mâncare. Am descoperit că această mâncare este cea mai bună de până acum. Abia astăzi am scos-o. Și așa de bune cu usturoi. Demențiale, nici mie nu mi-a venit să cred.
cât sunt de bune, mi-am pus și eu puțin. Dar sunt super, are dreptate Mara. Poftim, Măruța, poftă bună. Davis. Gata, sejurul nostru aici, la mare în Bulgaria, se încheie astăzi. Plecăm către România și ne oprim peste noapte la bunica Mariana, la Brăila. Ce ziceți, fetelor, de acord? Da! Când o să ajungem la bunica, o să vă spunem toate plusurile și minusurile descoperite aici în resort. Așa că rămâneți cu noi până la final să aflați ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut din acest sejur. Unde am ajuns noi? Eu am codițe deja și nu mai pot să-mi fac odată. Lasă că e bine și așa, pentru că nu au așa cu sclipici aici. Au sclipiciu separat, dar nu știu dacă le pune fetelor sclipici separat. Uite pe ăla acolo, da, stați, nu v-am spus. Vor și celelalte fete codițe. Dacă vede Alessia vlogul, și apoi a codițe, numai că i-a plecat de dimineață cu avionul. Deja sunt ajuns la Viena. Nu te mișca! Salut! You are so good! E bună, știi română! Gata, prima codiță! E frumos, e lungă! Finish! Bravo! Stop! E strada, vine urcă! Drăgăleața de Briana! Acum rândul Teodorei! Teo, să nu plângi! Dobri, n-a plâns deloc, ai văzut? Teo, să nu plângi! Zlatu, n-a plâns, Bri. Doamne, are mână bună, copiii nu plâng. Gata, prima codiță. Gata. Sunt super codițele ei, mixate cu roz și mov și bleu și verdele ăsta galben. Mergem acasă în sfârșit. Popas de alimentare. Alimentăm. Și de dezalimentare. Înghețată acum? Asta. A venit și Teuța? Asta. A venit și Briuța mea? Și eu. Care? Așa. Maratu? Gata, haideți, fetelor. La următoarea benzinărie. Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Hai. Hai, brioși? Toată lumea câte ceva. Da. Dar mă dulcerea, mă. Ia uitați ce-am găsit. Care să noi la apartament. Cu ketchup. Da. Dar nu știu dacă erau așa, Mr. Sticks erau așa? Da, 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 da. Eu nu mi-a rugat niciodată. Bună! Înghețată, asortată. Da. Și mama tot asortată. Acum, Bri, ghiciți unde am ajuns! La bac! La trecerea frontierei. Tati, știi ce scrie în dreptul tău acolo? Da. Ce? România. Bulgaria. Yeah. Uite acolo. Ce? Uite acolo, scrie Bulgaria, că aici se intră în Bulgaria. Da, acolo e Bulgaria. Noi suntem acum pe graniță. Încă suntem în Bulgaria. Încă suntem, da. Acolo este frontiera, vama, trecerea. Ne mișcăm un pic, un pic. A venit bacul, ori n-a venit, pentru că ar fi drept mașini coace. Așteptăm de mai bine de 2 ore, am stat peste o oră în vamă, peste o oră aici la bac. Aici e bacul? Bacuri au venit, dar coada a fost prea lungă și noi n-am încăput. Dar ce în spate? Și acum suntem a 15-a mașină, sperăm să-l prindem măcar pe următorul. Poliția e cu noi, în partea dreaptă avem poliția de frontieră. Tot că lumea tot înaintează, dar n-a venit nimic. Ne păzește de bac. Ne păzește, da, da, da. Mergi tot înainte. Înainte e apa. Înainte. Dacă ne lăsa să coborâm aici, îl prindem. Yeah! Vezi? Da, 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 păi nu erau mașinile aici. Și am reușit. Da, pe 2 ore am dat de cuplu. E foame, mi-e sete, vreau ceva rece. Ce e sete? E pe drum. Apă rece, apă vreau. Pe teritoriu întreg românesc. Da. Mergem către casă. Teritoriul de dincoace de Dunăre. Yay! Cine trece acolo? Poliția. Ah, nu, e o stradă acum. Poliția. E salvarea în partea asta.
iar stăm. După ce am așteptat ore întregi la vamă și la bac, acum am mai stat jumătate de oră și la tren. Avem și o intersecție aici foarte mare, plină de tiruri. Toți că vin. Un scandal în intersecție. Nu se mai vede. Se vede pe partea aceasta cât de lungă este coada. Așa a fost și de unde venim noi. Ia, priviți. Trafic. Și stăm iar? Am mers prea mult. I-am mai zis. Nu sunt 5 ani. Luăm paștile. Cum îi zice lumea, mai abia aștept să te vadă bunica. Și unde-i Teo? Unde-i Teo? Teo doarme în față. Am ajuns la Brăila, yeah! S-a trezit Teo, hai Teo, am ajuns, nepoame! Teo, ia-mă acasă! Pe ție nu ți-e foame? A trecut o noapte, ne-am odihnit la Brăila, ne-am odihnit, vorba vine o căldură aici și sunt sare, am pus pastile și am pus aparate. Rămăsese să vă spunem plusurile și minusurile din toată perioada șederii noastre în resort. Uite plusul. Marele plus. Marele plus a fost faptul că s-au distrat copiii, v-ați distrat? Da. Și? Mai veau acolo. Vedeți? Super. Ca și plus, toboganele. Da. Erau 5 diferite. Mâncarea tot timpul. Frumoase. Mâncarea tot timpul. A fost ultra ori inclusiv. Nu ori inclusiv, a fost ultra ori inclusiv. Nu conta că te trezeai mai târziu. Chiar dacă micul dejun era până la 10, găseai de la 10 încolo altceva, un alt bufet care ținea până la 6, de la 10 la 6 seara, la 6 începea cina și tot la 6 așa. La 6 jumătate, 6.30 de da. Cine, care ținea până la 9.30. Iar după 9.30 aveau o zonă la etajul 1 unde puteai să te servești cu sandvișuri, salate, iaurturi, prăjituri și toate și cele. Și fructe, inclusiv fructe. Toată noapte. Toată noapte, până dimineață. La fel, băutură la discreție, baruri non-stop, cu și fără alcool, tot fel de băuturi, dozatoare de sucuri în timpul meselor, cum numai. În cameră aveam frigiderul cu băuturi incluse, adică puteam consuma, aveau băuturi bune, apă, plată. Plus cafea, aparat de cafea și cafele, ceaiuri în fiecare zi, unde puteți neau altele. Să le faci acolo pe loc, da. În cameră. Minusuri. Minusuri, nu aveau plajă proprie. Plaja da, era comună. Fără șezlonguri. Dar toate hotelurile din zona Sunny Beach, Nesebar... Nu, no, e adevărat. Toate Sunny Beach aveau... Era mult mai la planeta, dar mergeai pe jos 150 de metri. Da. Adică, na, depinde. Depinde. Un alt minus, faptul că fiind o perioadă destul de aglomerată, deși hotelul doar ce se deschisese, nu am reușit să ne programăm la restaurantele a la carte. Aveam 3 seri și nu ne-am programat niciuna. Ne-am programat în una, dar am reușit să programăm doar o cameră. Noi am mers mai multe familii, am fost 3, așa că, deși am programat o cameră, nu s-a dus niciunul din solidaritate. Eu le-am zis, duceți-vă la fiecare. Da. Am nimerit la restaurantul mediteranean seara în care am prins liber. În schimb, am fost invitați la anul să prindem a la carte. Da, așa ne-a zis managerul când i-am spus, i-am arătat clipurile noastre, i-a plăcut ce am făcut pe acolo pe la hotel și i-am spus, știți, uite, n-am reușit să prindem deloc a la carte. Și el a zis, nicio problemă, prindeți la anul. A fost maxim. Internetul a mai fost un minus, dar doar pentru noi, pentru persoanele obișnuite care doresc să posteze pe Instagram, Facebook sau ceva de genul, a fi fost ok. Wi-Fi peste tot. Noi avem nevoie de internet prin fir, LAN, da, să meargă rapid până încărcarea pentru YouTube, să nu pierdem toată ziua pentru asta. Și cam asta zicem noi că e tot, plusuri și minusuri? Camerele, unora li se pare camera destul de mică, dar nu mergem la mare să stăm în cameră, chiar nu prea stat prin cameră. Da. Ce era bine era că toate aveau aer condiționat, inclusiv pe holuri, la masă, peste tot, era cât se poate de bine ca era și temperatură. Da, da, era ok. Nu este aici. E aici. Acolo la mare și dacă erai pe plajă, ți era cald, te duceai în mare. Pe afară, în resort, dacă ți era cald, te băgai în piscină. Eu m-am băgat o singură dată pentru acel challenge pe care voi l-ați văzut în episodul anterior. 100 de persoane, mie nu-mi place la piscină, știți asta, dar pentru challenge, ce-mi fac eu pentru challenge? Multe. Și ai fost și recompensat. Cu ce? Așa au promis, dar nu am fost recompensat cu nimic. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit toate vlogurile din vacanța noastră. Urmează cu siguranță alte vloguri și mai interesante, așa că fiți pe aproape. Până atunci aveți alte clipuri în fiecare colț ale canalului. Și noi vă spunem la revedere, v-am pupat, pa, 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 pa. Și vă mulțumim că ne-ați urmărit de la început până la final. Pa.